fain și simplu. Prezentat de Check Bank. Clasa a 10-a era să fiu exmatriculat pentru că citeam Inteligența emoțională de Daniel Goleman, o carte destul de greoaie și la vârsta asta de citit. De căpătâi. Pe sub bancă, exact. Și profesorul de fizică a crezut că mă ocup cu ceva magie. Păi în clasa 11-a am rămas colegiul la matematică și în clasa 12 am făcut abandon școlar. Mi-am dat seama că am făcut un business, dar din nou sunt sărac. Erau momente care aveam cam 5 lei pe săptămână, asta era bugetul meu. Aveam eșec după eșec, dar știi ce era interesant? Eu nu realizam că am eșec. Mi-am dat seama că eu trebuie să mă întorc la visul ăla din copilărie de a crea acea platformă, acel sistem educațional. Acea universitate. Acea universitate, exact. Cu 4 ani de zile eram la 400.000 de euro cifră de afacere. Acum 3 ani de zile eram la 1,4 milioane sau 1,3 milioane de euro. Acum 2 ani de zile am fost la 1,7, asta plus TVA, iar anul trecut la 5,7. Și anul ăsta, zic acum oficial în podcastul tău, nu știu dacă ar fi bine, asta nu mi-asum, anul ăsta avem ca target între 15 și 20 de milioane. De euro. Da. Oamenii să înțeleagă că noi nu venim să înlocuim școala, nu, venim să oferim elevilor o chestie pe care o cer, o urlă și nu o au și o caută pe net la oameni nu neapărat pe care vrei să-i urmezi în viață, să devii ca ei. Crezi că poți lua bacul nemai făcând meditații? Asta e scopul nostru final. Da. Să nu mai fie nevoie de meditații. Salut! Sunt Mihai Morar. Și visul meu a fost să fac un podcast. Și a apărut Fain și Simplu. Însă visul invitatului meu de astăzi a fost să facă o facultate. Nu să o termine, să o facă, să o construiască. Și așa s-a născut comunitatea pe care o poartă în spate invitatul meu, de peste 500.000 de oameni și o platformă educațională care se prezintă drept cel mai mare proiect educațional românesc, care nu-i paralel cu sistemul românesc de învățământ, ci este complementar. Ar vrea să-i ajute pe copii și pe adulți să fie oameni mai buni, cu educație mai bună, cu cunoaștere mai multă. El este Doru Pelivan și ăsta era visul lui, nu mic ca al meu, să fac un podcast, ci să fac o facultate. Salut. Bine ai venit, Doru! Salut, Mihai, și mulțumesc de această introducere grandioasă! La ce vârstă visai să faci facultatea? La 17 ani. Să o construiești? Da, imagineam că o să fie o clădire cu un acoperiș grandios și o parcare mare în față ca să vină mulți acolo. Și nu mi-am imaginat la momentul respectiv că se poate online așa ceva. Eu credeam că o să fie o clădire cu geamuri de sticlă, precum un birou modern, precum vedem la Google acele birouri. Și între timp, la vârsta de... Cât ai acum? 32. 32 de ani, ai mai mult decât o facultate. Un ai pic, o comunitate. Un pic mai mult, da. De peste jumătate de milion de români. Da. Din care câți au absolvit sau au făcut cursurile voastre online de la Educhivi? În primul rând, misiunea noastră este să ajutăm un milion de români prin produsele noastre educaționale. Asta visez eu. Că dacă ajungem la, din 20 de milioane de români aproximativ, dacă ajungem la un milion, înseamnă că s-a format o masă critică de oameni care se dezvoltă, care se educă, care vor mai mult de la viață. Care dau mai departe. Exact. Și uite cum apare România educată. Exact. Și atunci simt că o să pot să ies la pensie liniștit. Iar între timp am reușit să atingem doar 8% din acest target, și anume la 80.000 de clienți, 80.000 de oameni care au absolvit un program de la noi și au îmbunătățit un capitol al vieții. Deci mai ai mult de tras până la pensie. Pic. Noroc că sunt tânăr și că mai este timp de muncă și forță de muncă. E foarte fain că ți-ai pus scopul ăsta înalt. Eu sunt omul scopurilor mici. Am un vis, îl ating, mă duc mai departe. Tu ai un vis mare și treaptă cu treaptă urci până la el. Un milion de români educați. Exact. Acum mulți oameni care vin la noi la cursuri sunt deja educați. Doar au nevoie de caută să-și îmbunătățească viața într-un anumit, într-o anumită direcție sau într-un anumit sens. Dar tu la ce te pricepi, Doru? La trei lucruri principale. Eu sunt o cocitură interesantă de om. Nu am fost deloc bun la școală. Am fost chiar elevul ăla un pic rebel, pe care nu-l vrei ca și copil acasă. Dar mi-a plăcut de mică educația. Adică nu am fost genul
să chiulez de la ore ca să beau, să fumez, să mă droghez, să ies prin cluburi. Bine, și mie îmi plac petreceri, acum să nu se înțeleagă greșit, nu sunt vreun sfânt. Dar, de exemplu, în clasa a 10-a era să fiu exmatriculat pentru că citeam Inteligența Emoțională de Daniel Goleman, o carte destul de greoaie și la vârsta asta de citit. De căpătâi. Pe sub bancă, exact. Și profesorul de fizică a crezut că mă ocup cu ceva magie, efectiv magie neagră, și m-a dus la directoare. Directoarea instant mi-a chemat părinții la școală. Mama se săturase că eu, copil problemă, să tot vină la școală și a zis, de data asta te vei duce tu, anume tata. Și l-a trimis pe tata, tata ceva eminent, el a fost super olimpic la școală. Și aduc aminte că avea acolo, era un fel de Wall of Fame în liceu și tot timpul ziceam rușinat pe acolo, că el apărea pe acolo. Și a venit și am zis, mamă, ce să mă certe ăsta, cum e pentru prima oară, ce circ va fi. Și a venit și culmea mi-a luat apărarea, a zis, adică stai un pic, m-a chemat la școală, copilul meu citește pe sub bancă, adică atât de plictisitor ați devenit, și tata a fost și profesor la universitate, da. Citește Inteligența Emoțională a lui Goleman, adică exact, nu orice exact. Fel de carte. Și revin la întrebare. Cum să fie matriculat pentru asta? Da, a fost o traumă, să-i spunem așa. Revenind la faptul că sunt corcit din trei abilități, sunt super pasionat de educație și am cercetat foarte mult cum se face un proces educațional de la A la Z. Și încă două abilități care m-au ajutat enorm, abilitatea de marketing, am devenit foarte bun pe promovare, în special în mediul online, și a treia abilitate, vânzările. Astfel am reușit nu doar să creez proiecte care să rămână într-un dulap pe care să se pună praful, ci și să ajungem în fața oamenilor cu ele. O să vă dau puțin, o să vă vând din probabil partea a doua a discuției. Doru este cel care dă cursuri online celor care vor să facă cursuri online de succes. Și exact. Ai niște absolvenți pe care i-am avut și aici la podcast. Inclusiv exact. Anca Maftei este trăinuită de tine, nu? A fost... Da, ajutată de noi. Ea oricum e deja un om cu mare experiență. A avut doar nevoie de zona asta, să spunem, de business, mai strategică, de management, să știe să-și ducă mesajul ei frumos mai departe. Și ea a făcut unul dintre cursurile tale de pe Edukivi, nu? Exact, da. Mai exact două. A făcut Hobbit Profi și Sales Rocket, da. Sunt două programe prin care ajut alți oameni să facă educație. De ce? Dacă ar fi să calculăm acel milion, e posibil chiar să-l fie atins, dar într-un alt sens. Milion de români ajutați. Misiunea noastră, să ajutăm un milion de români. Pentru că oamenii pe care eu i-am ajutat să facă la rândul lor educație în mediul online, au făcut treaba asta la rândul lor și au ajuns și ăia la mai mulți oameni. Eu mă refer doar la clienții pe care noi am avut, cei 80.000, știi? Am înțeles. Acum să revenim la povestea ta. Da. Ce ai învățat din cartea pentru care era să fii exmatriculat în clasa 10 la inteligența emoțională? În primul rând, nu mă gândeam că ar exista așa ceva. Adică e ca și cum vorbim de o culoare pe care tu n-o vezi și eu zic că ea există. Așa a fost pentru mine, de ce? Că eu simțeam că dacă nu performez la școală, unde o să performez în viață? Adică simțeam că, având în vedere că nu performez la școală, o să fiu un ratat, știi? Cumva o să-mi ratez viața. Cumva așa am fost învățați cu toții. Doar că există cartea asta care ne-a salvat și pe mine și pe tine, din care înveți că nu coeficientul de inteligență IQ contează, ci mai degrabă EQ. EQ e cel care te conduce spre succes în viață. Sunt mai multe abilități, să zic așa. Chiar mi-am propus să scriu un articol cu cele peste 100 de abilități pe care a fost nevoie să le învăț ca să devin antreprenor și să fac un proiect și să simt că fac ceea ce îmi place. Consider că sunt peste 100 de abilități de care am avut nevoie să le învăț treptat. Sunt enorm de multe. Zim 5 dintre ele. Da. Primul lucru e smerenia. Foarte important, ăsta e cumva mai recent, simt că am avut nevoie de chestia asta. Când ești mic și nimeni nu dă doi bani pe tine, poți să fii și arogant, că nu e absolut nicio problemă. Exact. Dacă începi să faci câteva milioane, nu prea-ți mai așa de bine arogant. Nu prea mai merge. Deci smerenia ar fi o abilitate pe care o practic constant. A doua abilitate e recunoștința, pentru că uneori când lucrezi mult și ești fascinat de ceea ce faci, uiți să te bucuri de ceea ce ai în prezent, de bucuria de a face lucruri și totul devine o chestie de numere, de task-uri, de sarcini pe care le-ai de executat și intri într-un cer din ăsta vicios în care ești nemulțumit. Și am zis, bă, vreau să devin un om bogat, dar nu vreau să devin un om bogat nefericit.
Și atunci recunoștința am simțit că este ceea ce mă ajută super mult. O a treia abilitate ar fi partea de comunicare. Să-ți dai seama că oamenii sunt super, super diferiți toți și trebuie să ai abilitatea asta de comunicare dacă vrei să creezi ceva impresionant, pentru că trebuie să lucrezi cu sute de oameni, realmente. Noi acum în echipă avem aproape 300 de oameni. Gândește, Mihai, că sunt oameni foarte diferiți unul de celălalt, cu interese complet diferite, cu motivații complet diferite și asta mi-am și dorit, să creez o echipă chiar multiculturală, în care fiecare să vină cu perspectivele lui, cu ideile lui fresh și atunci tu trebuie să fii... Chiar mi-aduc aminte că mergeam la terapeut, fac terapie de 2 ani jumate și îi spuneam, mă, dacă îmi fac chestia asta, nu sunt un impostor, că sunt ca un cameleon. Și mi-a zis terapeutul, toți oamenii au zeci, sute de fețe, important e să știi ce face fiecare lor rol și să performezi în rolul respectiv. Iar ultima abilitate, aș zice, o să nu te crezi niciodată prea deștept. Cu cât am devenit mai bun într-un domeniu, cu atât m-am simțit chiar uneori mai slab pregătit, pentru că îmi dădeam seama câte mai sunt de învățat. Deci cumva să fii un om educabil. Și asta caut și la oamenii care îi cătunui în echipă. Deci nu un om educat, ci educabil. În permanență. E foarte tare treaba asta. România educabilă. M-a inspirat foarte mult un medic, care are 62 de ani, un medic extraordinar de bun, consacrat în Timișoara, care citise peste 2000 de cărți și seara, când ne mai întâlneam, el în continuare îl vedeam că mai citește. Și am zis, bă, dar nu știi totul despre medicină, adică e doctor chirurg. Și a zis, chestia asta nu se oprește niciodată. Absolut. Exact. Tu ai citit între, mă rog, la vârsta asta, 16-17 ani, 100 de cărți de dezvoltare personală. Da, da. La ce spune, Doru? Că unii zic că nu te ajută la nimic, poți să le arunci, alții spun că trebuie să citești 99 de cărți ca să o găsești pe 100 care ți se potrivește, care vorbește pe limba ta, care îți deschide cumva calea, lumina către drumul tău. Nu cred neapărat în ideea asta că o singură carte îți va deschide și va clicui totul pentru tine. Eu cred că e o chestie de connecting the dots, să conectezi punctele. Eu am simțit deseori că fac corelația între lucruri pe care le aflu în prezent și lucruri pe care le-am învățat la 18 ani. Și conectându-le, au dat un mare aha în momentul respectiv. Ideea e că cărțile îți pun un fundament foarte sănătos de informație. Da? Este informație potențială. Mm-hmm. Dar ai nevoie de ea într-un mediu, să zic așa, specializat. Ai nevoie de niște fundamente sănătoase. Care acum contează foarte mult ce aspirație ai în viață. Dacă ai o aspirație mai mică, ceea ce este ok, că și cu asta a trebuit... Uite, asta e o altă lecție interesantă pe care am învățat-o. Eu, când eram mai tânăr, credeam că toți oamenii trebuie să ajungă super oameni, super de succes, super staruri, rachete mondiale, dacă se poate, tot să schimbe lumea. Dar nu e chiar așa, pentru că noi venim pe pământul ăsta cu misiuni diferite. Unul poate are misiunea să-și cumpere Lamborghini, dar altul poate n-are. Crezi că asta e o misiune? Am dat un exemplu acum, exagerat, ca să înțelegem diferențele, știi? Dar trebuie să înțelegem asta, că oamenii vin cu misiuni total diferite și atunci pregătirea cumva trebuie să fie diferită. Deci cărțile pentru mine au pus un fundament pe care îl consider eu sănătos, ca ulterior să pot să prosper și să dau mai departe și să fac lucruri mai departe. Dar, cum visai să se numească facultatea ta? N-avea niciun nume. N-avea niciun nume. Eu, de fapt, știi ce căutam? O facultate pentru mine, în primul rând. Exact. Deci eu îmi căutam eu locul, pentru că dacă în clasa 10 era să fiu exmatriculat pentru asta, în clasa 9 am căutat să muncesc și mă duceam și eu îmbrăcat într-un sacou la școală, o cămașă, și colegii își cam băteau joc de mine, ăsta e adevărul. Știi că cam arăți un pic ca papițoi să te îmbraci la costum. Dar tu te visai deja rector de facultate, probabil. nu aia mă visam. Nici de cum, dar îmi doream să lucrez și primul business în care am lucrat era un network marketing, un MLM din ăsta, știi? Care n-a fost o activitate financiară din care să fac bani, dar am învățat multe lucruri, știi? După aia, în clasa 11-a, am rămas colegiul la matematică și mi-am dat seama că, bă, ceva nu e în regulă cu mine și în clasa 12-a mi-am făcut o analiză onestă și am zis, eu nu voi lua bacul. Eram la cel mai bun liceu din Timișoara, teoretic, Grigore Moisil, și am zis, eu nu sunt în stare să iau 5 aici și nu am timp să recuperez și nici nu știu cum să fac chestia asta. Și în clasa 12 am făcut abandon școlar. M-am mutat la un liceu particular unde, Doamne ajută, am reușit să iau bacul, măcar atât, după care timp de 3 ani de zile am plătit facultatea an de an, eu din banii mei, 2 ani de psihologie pe care i-am repetat, să zic așa, al treilea de drept, pentru că ar fi fost o mare dezamăgire în familie ca eu să nu fac facultate
Și tata m-a căutat pe Google, căutat Doru Pelivan, Universitatea de Vest, că acolo știa eu că sunt. Și trebuia să figurez acolo. Și la biletul meu 3500 de lei, că parcă a ta era taxa sau 2800, nu mai știu, oricum o tonă de bani pentru mine în momentul respectiv. Și o făceam doar ca să găsesc liniștea familiei și eu să pot să mă ocup de ce vreau să fac de fapt. Și îți dai seama că am zis, bă, dar locul meu unde ar fi? De ce a venit ideea de facultate, știi? Adică ea s-a tot conturat de-a lungul timpului și am zis, bă, dar locul meu unde e de fapt? Și eu prima oară mi-am căutat un loc, la fel cum o mare parte din echipa pe care am construit-o îmi sunt și prieteni. Pentru că eu cred că am căutat și prieteni, nu doar un business, dar am căutat oameni pe un mindset de creștere, care își doresc mai mult de la viață. Și atunci cumva, făcând toată această facultate, mi-am găsit și locul meu, și prieteni, și absolut tot ce mi-am dorit. Asta nu este un podcast care să militeze pentru abandon școlar. Nici pomenelă. Școala dă numai idioți, nu mai învăța nimic pentru că te tâmpești. Nu, dimpotrivă. Este mai mult un manifest că nu neapărat vârfurile pe care le dă sistemul de învățământ din România reprezintă garanția reușitei, ci pur și simplu sunt și elevi care nu se adaptează la, la sistemul ăsta, dar nu înseamnă că sunt niște ratați. Îi zicem neadaptați, Mihai, majoritatea oamenilor care nu performează la școală, realmente ajung mai răuți în viață, să zic așa. Deci nu, statistic vorbind, majoritatea care se lasă de școală nu ajung bine în viață. Exact. Pentru că măcar sistemul clasic te ține în niște parametri de reușită. Și e foarte bun. Pentru mulți oameni e foarte adaptat. Plus pentru oameni care vor să facă chestii foarte specifice. Problema mea principală era, eu nu știam ce vreau să mă fac în viață. Asta era problema mea, știi? Că dacă știam că vreau să mă fac clar medic, cum este sora mea, de exemplu, ea s-a dus pe linia asta și un medic super bun acum și a ajutat enorm de mult facultatea și toată chestia asta. O problemă, dacă ar fi să discutăm despre asta, e faptul că în 12 ani de școală nu prea îți găsești vocația. Aici ar fi o provocare și atunci nu știi ce e potrivit pentru tine. Deci eu vreau să mă educ, dar nu înțelegeam ce. Că zice, am zburat de la psihologie, la drept, la Moisil, unde era matematică, informatică. Eram peste tot și nicăieri, de fapt, știi? Aia e, de fapt, marea problemă. Și asta în special e mai ales la bărbați, pentru că știi cum e ca și bărbați să-ți pierzi misiunea. Da, pe de altă parte, neadaptarea ta la sistemul de învățământ, practic, ți-a dat instrumentele, ai știut de ce au nevoie copiii de acum, elevii de acum, adulții de acum pentru educație. O să vedeți ce înseamnă EduKiwi School, un proiect care mie îmi place tare mult și care e pe cale să se nască, da. Să fie e născut deja, o resursă disponibilă pentru fiecare elev din exact. România. Dar hai să ne întoarcem un pic la devenirea ta. Ai avut un business înainte de majorat. Da, da. Probabil te întreb cum l-am deschis din punct de vedere legal, nu? Că nu aveam 18 ani, eu l-am deschis la 17 ani și prima problemă a fost că nu se putea, știi? Adică să-ți faci firmă la ONRC, ai nevoie de 18 ani, nu poți mai repede. Și a fost prima provocare pe care am întâmpinat-o, dar am făcut-o împreună cu sora mea care avea 21 de ani. Ea de stofă nu era antreprenor, să zic așa, aș dorea să devină medic, dar a fost pe numele ei și cumva amândoi împreună ne-am chinuit să facem acest business. Am deschis o salină artificială în Timișoara, o salină, pentru că văzuse mama un documentar la televizor, în Helsinki erau 48 de saline sau ceva de genul ăsta și am zis, wow, chestia asta în Timișoara e? Păi nu, nu există așa ceva. Mamă, salina asta face bine la oameni. Zic, ar fi super să facem asta în Timișoara și mi-aduc aminte că cineva deschisese una parcă în Brașov. Și a apărut un articol pe internet cum că poți să-ți faci salină de apartament cu 7.000 de euro, care oricum pentru mine și sora mea era o sumă uriașă. Tata avusese o firmă de construcții, dar nu mai mergea bine, că de aia ne-am și motivat noi să facem chestiunea asta. Ulterior a și dat faliment cu firma respectivă și noi, ca să-l ajutăm, am zis că ne apucăm de muncă și am căutat deja să luăm banii împrumut. Și de fapt n-a fost nevoie de 7.000, a fost nevoie de 25.000. Normal. Da? Un risc uriaș pentru noi, care ne-a pus într-o dificultate foarte mare și pe mine și pe sora mea și pe familie, dar Doamne ajută, lucrurile au mers ok, mai ales în primul an. El nu era business-ul vieții. Am avut noroc că mama nu lucra niciunde altundeva la momentul respectiv și s-a oferit să ne ajute. Era singur angajat care era dispus să lucreze 12 ore pe zi pe aproape nimica,
Dar după care din niște provocări financiare de familie, banii care se produceau acolo trebuiau pentru casă, nu pentru mine și sora mea. Sora mea a plecat în Anglia. Deci voi vă întrețineați părinții, practic. Hai să spunem că era un mix, că mama lucra acolo. Deci cumva toți, știi, cumva noi eram șefi cu funcția, să zic așa, pentru că noi inițiasem chestia asta, dar mama ne-a ajutat foarte mult acolo. Efectiv stătea la recepție, primea pacienții, toate cele. După care, mi-am dat seama că am făcut un business, dar din nou sunt sărac. Pragmatic vorbind, chiar sunt mai sărac decât înainte, că înainte măcar mai primeam niște bani de la tata, acum chiar nu mai am nimica. Și mi-aduc aminte, era un moment în care aveam cam 5 lei pe săptămână, asta era bugetul meu. Și am zis, mă, trebuie să fac ceva. Și căutam din nou alte oportunități, alte chestii pe care să le fac, pentru că eram din nou super frustrat că... Plus, nu era chiar domeniul meu în care vreau să excelez asta cu Salina. Am și făcut în alte orașe, apropo, am făcut în Târgu Jiu, în Severin, în Galați, în Delta Dunării, că oamenii mă întrebau cum am făcut chestia asta. Cum ai scalat? Da, cum am reușit să o construim, că e o inovație. La momentul respectiv era o inovație și niște estonieni, noi i-am contactat să ne facă chestia asta, ne-au dat țeapă, am aflat că și străinii poate să dea țeapă, nu numai românii, ne-au lăsat cu ochii în soare cu ea făcută pe jumate și eu un an de zile m-am chinuit să o aduc la gata. Și după alții mă întrebau pe mine și iaca că așa am devenit un om care construia chestia asta în România, știi? Adică, și la care nu mă așteptam. În cât timp ai dat faliment? Păi Salina n-a dat niciodată faliment. Dar ai închis-o? Nu, am vândut-o la un moment dat, pentru că mama mea în continuare muncea acolo foarte mult, dar nu câștiga foarte, foarte mult și am închis-o și foarte bine că am închis-o, pentru că după aceea tatăl meu a și făcut atac cerebral și dacă nu era mama să se ocupe în prezent de el, n-ar fi fost altcineva, știi? Na, e bine. Cumva toate lucrurile rele, la un moment dat, au un sens. Bun, o treci la eșec, experiență, sau pur și simplu la o treabă pe care, adică primul proiect antreprenorial. Ce a fost pentru tine? Deci a fost MLM-ul ăla în care am intrat. 6 luni de zile am lucrat, dar n-am primit niciun ban. Asta a fost la 16 ani. Și Salina? Salina a fost primul al meu, să zic așa, operat, în care să și înțeleg un pic de management, să înțeleg ce face ANAF-ul. Dar nu treci la succes. Este un succes pentru că de acolo ne-am întreținut ani de zile, Mihai, chiar dacă mai răuți, dar ne-am întreținut din asta, nu din altceva, știi? Chiar dacă n-a fost afacerea vieții, o mega lovitură, cum speră toți la început, știi, ideea, deschid un business, dau lovitura, toate cele. După 10 ani, da. Wow. Am avut deschis business-ul aproape 10 ani eu până să-l vând mai departe, știi? Deci nu e nicio lovitură. Și în timpul ăsta, cum vreau să înțeleg cum s-a cristalizat ce am făcut în continuare. Ce ai făcut în continuare, da. Deci, în primul rând, frustrarea aia mea interioară, că eu nu mi-am găsit locul și nu mi-am găsit direcția, asta a fost o frustrare în permanență, pentru că eu după ce am văzut că treaba cu Salina nu mai vine la mine, m-am apucat să joc poker online. Un lucru de care, l-am făcut, nu pot să zic neapărat cel mai mândru, să iei banii la un joc de cărți la alții de pe planetă, dar eu făcând și liceu de matematică, informatică, aveam și prieteni care câștigau deja bani din asta, m-au învățat și pe mine. Dar eu din prima clipă de când m-am apucat să fac asta, simțeam că ceva nu e ok. Simțeam în inima mea că ceva nu-mi place. Și o făceam strict pentru bani și mă simțeam super obosit, eram negru de supărare. Plus că se juca noaptea, groaznic. Și am mai făcut chestia asta aproape 2 ani de zile. După care, la un moment dat am zis, mă, trebuie să renunț la treaba asta. Cât ai câștigat cel mai mult din poker? Pe lună? Deci am avea media undeva cam la 2000 ceva de dolari pe lună, pe care îi făceam la 19 ani. Acum, să nu se mai apuce oamenii cumva de chestia asta, că nu mai merge, toată lumea știe să joace poker și nu e un deal. Dar stat online, deci... ore în șir. Da, să jucam între 10 ore și 14 ore pe zi. Mamă. Inclusiv noaptea, că mulți se juca noaptea, că noi jucam cu americanii. Americanii erau mai proști și atunci de la ei luam banii. Erau. Era, acum toată lumea s-a deșteptat, lumea citești 2 cărți de poker și gata, știi să joci, știi? Adică nu, să nu cumva să înțeleagă oamenii cât se apuce de asta. A fost doar o mică oportunitate, de care am beneficiat, fiind și bun la matematică, un pic și teoria probabilităților, whatever. Na. După care lucrurile au continuat într-o altă direcție, deschisesem un blog. Deci după asta am sărit în altă parte, mi-aduc aminte, aveam 5.800 de dolari puși pe dreapta din poker și am fost la un seminar, cineva m-a invitat să vorbesc la un seminar, Pera Novakovic, parcă el m-a invitat la Bran și a zis ăsta este un seminar în care învățăm pe oameni să devină antreprenori și zic, super tare, eu am făcut chestia asta, business-ul ăla, aș avea ce să vorbesc. Pe drum încolo eram transpirat, sindromul impostorului la maxim. Dacă cineva din sală mă va întreba, Doru, tu cu ce te ocupi în prezent? Exact.
Îi zic, bă, stai, eu joc poker, de fapt, business-ul ăla, știi, se ocupă mama, ce o să zic acolo? Mă luau transpirațiile, deci la palme, eram tot terminat, am fost până la Bran. La Bran am vorbit, o conferință, două ore, am zis povestea mea cu primul business, toată lumea aplauze, aplauze, și la final a venit un domn și doar o felicitare, ai vorbit foarte fain. Un domn pe la 60 de ani. Și ce crezi că mă întreabă? Doar în prezent ce faci? Eu? De ce ți era frică? De ce n-ai scăpat? 19-20 de ani, știi care a fost reacția mea? Nu te interesează? Și am plecat. Îți jur, deci așa i-am zis. În timp ce am plecat, mi-am dat seama ce rău am reacționat și totodată a venit cineva să mă întrebe, care a auzit discuția asta, dar de ce te-ai comportat așa cu omul ăla? Omul ăla, știi, care are un business de 80 de milioane de euro, cifră de afacere anual? A căzut lumea pe mine. Instant m-am întors cu coada între picioare și am zis, zic, te rog să mă scuzi. Zic, eu în prezent mă joc poker, nu-mi place deloc ce fac. Da, aș vrea să fac un alt business, dar, sincer, exact întrebarea asta mi-era frică, tu mi-ai adresat-o. Dar am făcut chestia asta, l-am dus super smerit. Te-ai dus la milionar. M-am dus, da. Exact. Și tipul ăsta vindea, știi ce vindea? Șuruburi. Deci aici un om în România care vinde, apropo, dacă aude podcast, o să fie super surprins, că el cred că nu știe ce mult mai influențat la momentul respectiv. Cam toate șuruburile, cred că și la masa asta e posibil să fie aduse de el, știi? Ceva de genul. În fine. Și el m-a întrebat, da, de ce faci chestia asta dacă nu-ți place? Și zic, păi, ca să câștig. Și el mi-a zis, ok, dar poți să câștigi din orice. Eu am făcut bani din șuruburi. Și zic, păi, bun, și ce să fac? Și el mi-a zis, păi, fă ce-ți place. Și gen, cam plecat și el, cam pe aceeași monedă, știi? Stai un pic, lui îi plăcea să facă șuruburi sau... Păi el era pasionat de feronerie, de chestia asta. Nu știu, n-am avut o discuție foarte deep cu el, Mihai, adică asta a fost o chestie de 3 minute, știi? Dar ideea că am plecat acasă și am zis, gata, renunț la prostia cu poker, am scos toți banii și am zis, bă, fac altceva. Ce îmi place să fac? Să ajut pe oameni să devină antreprenori, mi-am făcut un blog. De ani de zile am scris articole pe blogul respectiv, cât de cât am devenit un pic cunoscut în mediul online, dar era ciudat că eu vreau să-i ajut pe tineri, tinerii la vârsta respectivă interesați să bea, să iasă la party-uri și alte chestii, nici de cum de business și lucruri de genul ăsta și au ajuns să mă urmărească oameni mai în vârstă, plus 50 de ani. Care, știi de ce mă urmăreau? Apreciau un tânăr care vrea să reușească în viață. Ceva de genul ăsta. Eu nu vindeam nimic de ani de zile. Iar, zero doar bani. Scriai pe blog. Despre scriam ce scriai? Și puneam videouri. Despre cum să-ți faci un business la început de drum, chestii de antreprenoriat. Dar așa, chestii foarte basic. Făceam și videouri cu culmea. Le puneam pe YouTube toate cele. Acum sunt delistate că mi-e rușine cu ele. Deci nu mai sunt publice, nu le căutați. Dar după 2 ani de zile, bă, iar eram din nou fucking sărac, adică din nou la chestia asta, a fost super aiurea și ajunsese chiar mă invitau unii la televiziune, la evenimente precum Business Days, să vorbesc despre asta. Te lăsa și de poker între timp? Da, bineînțeles, am mai jucat o clipă. Da? Deci din momentul ăla am renunțat și nu am mai jucat efectiv nicio clipă, am mai jucat de 2 ori la deschideri de cluburi de poker, mai chemau niște prieteni, să zic așa, dar nu m-am mai jucat să fac bani, doar de distracție. Și revin la povestea cu acest blog, 2 ani de zile, iar sărac, și am zis prima oară, bă, trebuie să vând ceva. Și am văzut un curs, prima oară, care în 7 ore s-au înscris 18 oameni, am umplut toate locurile și am făcut primei 1500 de euro sau ceva de genul din chestia asta. Big success, toată lumea super happy care au venit la acest program. Cum s-a numit primul tău curs, Doru? Antreprenor Plus. Așa se chema. Au venit 18 oameni, aproape 10 și-au făcut business, ca să-ți dai seama. Învățând de la cineva de 20 de ani. Stai, m-am zis teribil, nu oribil. Antreprenor Plus. Exact. După care n-am continuat în direcția de cursuri. M-am dus în zona de agenție de marketing și am făcut Kiwi Agency, o agenție de marketing care 5 ani de zile am fost printre primii din România care au făcut reclame pe Facebook. Noi am văzut butonul ăla de Boost Post, știi, printre primii. Și tare. Da. Au fost niște ani foarte buni pentru asta. Extraordinari. Și cred că sunt în continuare, nu? Ca să dai seama că 80 de lei aduceam plus 1000 de oameni la un eveniment live. 80 de lei în advertising. Și antreprenorii nu vreau să ne plătească bugetul, deci au duceți dăm bani la Facebook. Și am zis, bă, nu realizați ce se întâmplă. Na, după care ne-am dat seama că suntem foarte buni în vedere misiunii pentru mine, mele pentru pe educație, pentru mine vorbești știi? Limbi străine, căci evenimentele fain și simplu sunt sold out în 24 de ore, n-am avut. Nu avem nevoie de cei 80 de lei. Doamne ferește să avem nevoie de 80 de lei pe Facebook. Exact. Interesant drumul ăsta, pentru că mi se pare că tu ai mers foarte mult după ce ai citit 100 de cărți de dezvoltare personală în adolescență. De fapt, cunoașterea ta a venit din trial, error. Da, exact. Încearcă. Aveam eșec după eșec, dar știi ce era interesant? Eu nu realizam că am eșec. Realizez acum. Vorbim cu tine, acum realizez câte eșecuri au fost în trecut, dar eu în momentul respectiv nu conștientizam că alea sunt un eșec,
păreau ca o lecție învățată, o nouă încercare, hai că poate facem asta, cealaltă. Știi, o căutare din asta în permanență. De aici am că e bine să fii educabil în permanență, adică să-ți placă mereu să încerci altceva nou. Dacă ceva ce te-a dus în prezent în viață nu te aduce unde trebuie, știi? Dar te-ai oprit vreodată din... educație? Da. Au fost câteva momente și le-au fost momente foarte proaste. Am avut momente în care ziceam că intervenea ca această mică aroganță, crezând că deja știu. Știi? Și aveam perioade de un an de zile, nu mai participam la niciun curs, nu mai cumpăram o carte. Știi? Cumva începeam doar să intru în parte de operațional, adică să lucrez, să lucrez, să produc, să lucrez. Dar ziceam, bă, dar parcă fac aceleași lucruri, mergem în același ritm, rezultatele nu neapărat se schimbă. Trebuie să schimbăm un pic, știi, modul de gândire. Și atunci iară mă duceam la câte un curs, iară mai citeam niște cărți, iară participam la un seminar și veneau idei noi. Dar nu știu dacă e doar o percepție personală. Mie mi se pare că este exact ca în kinetoterapie, de exemplu, uh-huh. Știi? La copiii cu probleme, dacă întrerupi cursurile de, mă rog, de kineto, da? De kineto, mușcul se atrofiază. Regresezi. Exact. Da. Mi se pare că așa e și cu educația, pe exact. Măsură ce înaintezi în vârstă. Adică dacă te oprești și ești autosuficient, nu rămâi acolo. Te da. Întorci. Păi am următoarea teorie. Uiți. Am următoarea teorie. Și ce știi? Un business ori evoluează, ori scade. Să rămână platou, nu prea există așa ceva. Deci business-ul tău ori crește, ori scade. Iar e de la sine înțeles că business-ul niciodată nu depășește nivelul proprietarului sau celui care operează și conduce acel business. Da, asta e o lege a naturii. Nimic da. Nu, totul este în transformare, nimic nu este... Exact. Rămâne în același da. Stadiu. Știi? Eu în timp ce vorbesc cu tine învăț foarte multe lucruri doar prin întrebările pe care mi le adresez și conversația meaningful pe care o avem. Îți mulțumesc, dar nu trebuie să mă lauzi, adică eram ok și înainte. Sunt foarte ok. Și am început să mă simt bine cu Doru, simt că după schimbul ăsta de pase de pe începutul podcastului, atmosfera a început să se detensioneze da. Și acum suntem pe urcare. Da, așa. Acum suntem pe urcare. Da. Când ți-ai dat seama că ai făcut, că ai început să faci bani cu adevărat și din ce? Și de ce banii da. Sunt o valoare pentru tine? Sunt o valoare și de ce? Eu cred următoarea idee, lucrez și cu foarte mulți oameni spirituali sau cu dezvoltarea personală, care în gen oamenii aceștia au niște carențe pe zona asta de abundență, de financiar, le e mai greu să monetizeze ceea ce au aici, să zic așa, și am găsit următoarea idee pentru ei, care simt că rezonează cu ei. Materializarea este una dintre cele mai înalte forme de spiritualitate. Pentru că noi, până la urmă, trăim în lumea asta reală în care avem nevoie de un pahar, avem nevoie de acest microfon, avem nevoie de această masă. E, lucrurile astea sunt, poate, create de niște oameni spirituali, dar ei le-au materializat cumva. Și atunci mi-am dat seama că oricât de deștept mă cred, oricât de multe lucruri știu, până nu se confirmă și în lumea materială să duc un beneficiu oamenilor pragmatic, real, nu se întâmplă nimic. E, iar primul serviciu major pe care noi l-am făcut a fost serviciul de publicitate pentru alții, de marketing. Efectiv, având în vedere că am început să ne pricepem la online, mulți clienți i-am atras așa și am adus rezultate wow pentru ei. Și eu ajunsesem undeva cam la 5.000 de euro pe lună și acolo o lungă perioadă de timp m-am blocat. Pentru că eu cred că un european, sau mai ales un român, are nevoie cam de 5.000 de euro pe lună să trăiască bine, confortabil și să nu mai aibă stres. Grija zilei de mâine. Eu consider că stresul inhibă creativitatea enorm. Când ești stresat că ți-e foame, că vin facturi, că copilul are nevoie de un nou caiet și tu ai bugetul acordat în altă parte, nu poți să gândești liber, să gândești creativ, să gândești misionar, cum ar veni. E, de-abia în momentul în care am depășit pragul ăla, am început să gândesc super misionar. Deci, după un timp, da. Ți-ai dat seama că ai intrat într-o zonă de confort al lui 5.000 de euro pe lună, exact. Ceea ce este enorm. Exact. Peste 10 ani mi-a luat să ajung acolo și apoi mai a fost doar câțiva ani în care să ajung la 10.000 lunar. Și conform legii naturale despre care am vorbit mai devreme, ori creșteai, ori te duceai în jos, pentru că acolo nu puteai să rămâi. Exact. Și cum ai crescut? Deci, pragul de aici, dar... e foarte greu de aplicat până nu ajungi acolo. Adică asta e o chestie conceptuală care poate o să înțeleagă oamenii care
deja au ajuns la un prag financiar cu care sunt super confortabili și nu mai au grijă. În momentul în care nu mai ai stres și nu mai ai grijă zilele de mâine, poți să-ți alegi o misiune mare. Adică atunci e momentul în care poți să gândești un proiect pe termen lung cu adevărat, o chestie care o faci în 10-20 de ani, o chestie care o lași ca legacy, poate o lași copiilor tăi, ceea ce ai construit. Abia în momentul ăla poți să gândești așa. Știi? Și a fost momentul când ți-a venit în cap proiectul ăsta cu... educațional, exact. EduKiwi? Da, și EduKiwi în general a fost în momentul în care mi-am dat seama că eu trebuie să mă întorc la visul ăla din copilărie de a crea acea platformă, acel sistem educațional. Acea universitate. Acea universitate, exact. Și atunci noi ne-am axat în proporție de 100%, am pivotat toată echipa mea de marketing în direcția asta. Și de aici încolo noi am devenit un business care să fie luat în considerare. Până în momentul respectiv eram o agenție de cartier, să zic așa. Ok, lucram la nivel național cu 20-30 de clienți. Aia era, n-aveam mii de clienți. Momentul a fost în momentul în care noi am pivotat în toată direcția asta. Și atunci mi-am dat seama că sunt super fascinat de domeniul ăsta și lucrurile scalează incredibil. Adică când faci ceva din toată dorința inimii tale, te trezești dimineața super motivat. Eu am o grămadă de oameni care mă întreabă, dar de ce mai lucrezi? De ce te trezești dimineața? De ce faci chestia asta? Și zic, bă, n-aș mai putea fără. Adică e în prezent, trebuie să fac chestia asta, pentru că e o misiune, simt că aș fi pedepsit de Dumnezeu dacă aș ajunge în rai și n-am făcut chestia asta. Știi, cineva m-ar întreba la final, bă, tu ai fost omul potrivit pentru chestia asta. Ție ți-am dat darul ăsta, dar tu ai ales să nu-l faci. Și ți-am dat și bani înainte. Să te descurci. De ce de acolo ai ales să nu mai faci asta? Un simț al răspunderii, nu știu, hai să-i zic karmă, o chestie de responsabilitate, să-i zic așa. Am înțeles. Deci uite că în momentul ăsta, practic, materialul nu e cel mai important. Nu mai este în prezent, dar a fost, Mihai. Trebuie să vorbim foarte pragmatic. Și eu cred că a fost, da. De aici încolo, e, cum să zic, nici nu mai trebuie să iau în seamă chestia asta, că ea oricum vine ca o consecință. Dar e greu. Eu am mai auzit, deci uite, teoriile care eu ți le zic acum, le-am auzit acum 15 ani în cărți. Și încerc cumva să le transmit încât oamenii care ascultă să înțeleagă. Pentru că acum 15 ani când citeam așa ceva, ziceam, dă-te-mi pe mine, asta e un bullshit. E o chestie care nu e în realitatea mea. Nu înțeleg cum se face, știi? Deci vreau cumva, știi, să nu devină o chestie hiperfilozofică care la un moment dat nu înțeleg ce trebuie să fac azi și mâine. Acum... trebuie să-mi dai o explicație. Mie și generațiilor apropiate de vârstă, de vârsta mea, pentru noi, așa am fost crescuți, diploma e sfântă. Da. Nu pentru mine. Eu am un principiu în viață, nu l-am spus niciodată, ți-l spun ție. În momentul în care o să fiu nevoit să-mi prezint diplomele școlare, înseamnă că am o problemă în ceea ce privește cum mă vând, cum mă prezint oamenilor. Deci când am scos diploma, când cineva îmi cere diploma, înseamnă că trebuie să mă gândesc. Fac o scurtă paranteză, și unde mai poți să aplici principiul ăsta? Când într-o colaborare între doi oameni apare ideea, hai să scoatem contractul, să vedem ce am scris la clauza 72,2. Exact. E la fel, acolo, o situație acolo lucrurile majoră. Încep să se termine, știi? Dar trebuie să-mi dai o explicație, pentru că universitatea asta, facultatea asta, fără cărămidă și ciment, pe care ai făcut-o, nu e liberă, nu e o fabrică de diplome neapărat. Da. De ce aș face niște cursuri care, apropo, costă mult. Unele cursuri, cât care e cel mai scump curs al vostru? 20.000 de euro. 20.000 de euro? Da. De ce ar trebui să scot banii ăștia și la final să n-am o diplomă? Pentru că noi suntem aia care au dus alți oameni la rezultate și asta este diploma noastră. Asta este garanția noastră. Întreb foști cursanți ce s-a întâmplat în viața lor. Pentru că oamenii în momentul în care cumpără un curs, ei nu vor să cumpere un curs. Nu știu dacă tu te-ai trezit vreodată dimineața în pat și zici, bă, ce m-aș înscrie azi la un curs? N-am nimic de făcut mai bun azi, dar m-aș băga la un curs. Asta simt că e misiunea zilei. Nu. Noi ne trezim dimineața cu gânduri care multe dintre ele sunt probleme. Eu nu mă trezesc când mă trezesc dimineața nici măcar la cursul valutar, nu mă gândesc că sunt ok. Da, la prânz sau seara când te pui în pat. Oamenii în general au probleme pe care vor să le rezolve în viață sau aspirații, obiective pe care vor să le atingă. Dăm niște exemple de oameni care s-au împlinit din punctul ăsta de vedere după ce au dat mii sau 20.000 de euro pe un curs. Păi, de exemplu, avem un curs de vindecare a traumelor din copilărie. Oameni care realizează într-un anumit moment al vieții că au stat pe loc pentru că au niște traume din copilărie nerezolvate. Și nu dați o diplomă pentru asta? Păi, acreditată de cine? Adică, știi, nu e legată de codul core al muncii. De copilul interior. Exact, da. După aia sunt, de exemplu, oameni care...
uite, eu te învăț să ții cursuri online, să faci educația online. Și sunt oameni care își dau seama că, bă, poate să monetizeze pasiunea lor în treaba asta. Și atunci ce diplomă să le dau că au absolvit și bravo, faci cursuri online înainte. Apropo, noi avem diplome în platformă, chiar există. Super. Sunt descărcabile, foarte faine, sunt acolo cu sigla noastră, tot ok, dar na, de ținut. De ce? Că lumea cursurilor, să știi că se împarte în două. Există companii care fac cursuri ca să elibereze diplome, devii șofer de bulldozer sau frizer. Da. Da, chestii în care ai nevoie pentru meseria respectivă. Corect. Alții au profitat de oportunitatea asta și doar eliberează diplomele, dar nu neapărat îmi fac competențe. Uh-huh. Și există genul de adulți care au nevoie să dezvolte competențe. Marketing, vânzări, management, HR, au nevoie de niște chestii, abilități concrete, nu interesează diploma. Eu, de exemplu, iar o să-mi iau hate pe chestia asta, ultimul curs la care eu m-am înscris am plătit 36.000 de dolari. În străinătate. Da. Și crezi că primesc vreo diplomă sau am fost interesat de vreo diplomă? Ce ai învățat? Cu ce ai rămas după cursul ăsta sau cum ți-a îmbunătățit viața? El e mai mult un curs de business și de management. Adică de cum să organizezi echipa în așa fel încât ea să funcționeze bine, sănătos, cum să creezi anumite produse, la ce să te gândești când le faci. Deci, na, un pic mai high level, să zic așa, dar cam ăsta e obiectivul. Și ei lucrează echipă la echipă. Cumva echipa lor îți ajută echipa ta, care teoretic echipa ta trebuie să fie mai începătoare și ei te trag după ei cumva. Nu e cea mai bună perioadă să vorbim despre cursurile astea online, pentru că și Andrew Tate are universitate și are niște încasări, înțeleg că ajunsese la milioane de euro pe lună. Da, e bun subiectul. Foarte bun. Deci, nu neapărat, ok, nu căutăm diplome, căutăm plus valoare, căutăm cunoaștere, căutăm răspunsuri la întrebări la care nu ne-a răspuns nimeni. Da, un curs despre traumele din, vindecă-ți traumele din copilărie. Superb. Dar cum câștigăm încrederea oamenilor în condițiile în care oricine poate în ziua de astăzi să lanseze un curs? Da. Trebuie definit un lucru. Nu orice curs este potrivit pentru oricine. Nu orice trainer este potrivit pentru oricine. Noi ca ființe umane, unii rezonăm cu un om, alții rezonăm cu alt om. Și trebuie să înțelegem această varietate. Pentru că e normal să fie așa. Noi ca și adulți avem dreptul ăsta pe care, apropo, copiii nu-l au, elevii, că ei nu pot să-și aleagă profesorul la școală. E, noi când plătim la un curs, avem dreptul să alegem, ne place de ăla de stânga-dreapta. Și asta e primul principiu pe care trebuie să-l înțelegem. Acum, al doilea, nu înseamnă neapărat că toți care fac un curs online fac o treabă bună. Dar apoi mai apare întrebarea, bună pentru cine? De unde știe alt om ce e bine pentru mine? De exemplu, cunosc cazul lui Tate, sunt unii oameni care declară pe internet că i-a ajutat foarte mult. Sunt oameni care declară că nu i-a ajutat deloc. Înțelegi? E foarte variabil. Și cum să iei decizia, dacă te înscrii la un curs, asta e cel mai important lucru. În general, un autor care face un astfel de program oferă materiale gratuite pe internet. Prima oară, consumă acele materiale gratuite și vezi dacă te ajută practic, pragmatic în viața ta. Dacă simți că ai primit plus valoare, atunci încearcă și un produs plătit. Și vezi ce se întâmplă. Eu n-am absolut niciun curs online. Deci, ți-o zic, sunt profan, dar sunt curios. Sunt foarte curios. Am vrut de câteva ori să achit câteva de pe platforme educaționale. Nu am făcut-o pentru că nu știam cum îmi găsesc timp să fac acel curs. Deci nu m-a convins, că dacă mă convingeau, cu siguranță făceam. Pentru că n-a discutat cineva unul la unul cu tine acolo și să-ți explice tot ce se întâmplă. Nu ți-a acordat atenție personalizată. Nici n-am căutat, sincer. Mă rog. Măcar trebuiau să o cate ei, dacă te-ai fost interesat într-un anumit moment, știi? Nu, cred că stăteau ei după Mihai Morar. Vreau să te întreb altceva în schimb. Dăm niște exemple de oameni care au absolvit cursurile astea și și-au îmbunătățit viața. Chiar le-a adus plus valoare. Păi dacă tot ai menționat, de exemplu, ar fi Anca Maftei, care e terapeut și a vrut să facă o școală de terapie. Și cu ajutorul meu a făcut o școală de terapie bombă la ora actuală în România. Alt exemplu este Monica Asta Ion. Cu terapie și cu bombă nu sună prea bine în aceeași. Da, cred că s-a înțeles. Da. Monica Ion, de exemplu, care e pe coaching. Pera Novakovic, Roxana Borz, Mihai Andrei cu Enache Jean, autori pe care noi mai promovăm și îi Deci Anca Maftea a absolvit unul dintre cursurile
tale, după care și-a făcut cursurile ei. Și-a creat produsele ei, exact. Pentru că noi ajutăm pe oameni să-și creeze propriile lor produse. Știi? Asta e ceva de care eu mă ocup. Dar noi, ca și proiect mare, facem multe alte lucruri pe alte domenii. De exemplu, mai avem pe relațiile de cuplu, pe școală de terapie, sunt mai multe. Are cineva, de exemplu, un program în care te învață să faci import din China. O chestie mult mai pragmatică, știi? Adică subiectele sunt foarte diverse. Am văzut... Import din China, zici? E un curs? Da, cum să faci import, să aduci marfă și să-ți faci un business din chestia asta. Și tu, Ștefan, aștept de 6 luni pachetul ăla de pe AliExpress. Nu mai vine. Da. Uite, apropo de exemplu Anca Maftei, mie mi se pare că modul prin care ea reușește să răspundească toate mesajul cunoștințele ei, mesajul ei, faptul cum și-a creat propriul ei brand, metodă de terapie și așa mai departe, mi se pare fabulos. Da, este fabulos și este o persoană excepțională din toate punctele de vedere, din foarte multe punctele de vedere. Înainte cursuri terapie 1 la 1. Făcea doar terapie 1 la 1, chestia care n-au adusese aproape într-un burnout. Cu muncă 12, 13, 14 ore pe zi, în care ești stors de energie și problema e că nici nu prea lași multe lucruri în spate, știi, în momentul în care lucrezi doar 1 la 1. Dar crezi că oricine din lumea asta e făcut, nu știu, să poată să facă un curs, să învețe pe cineva ceva? Oricine... Aici vreau să ajung. Da. Ok, mulți suferim de sindromul impostorului, dar unii chiar sunt impostori. De-a dreptul. Adevărat, exact. Ideea e că oricine poate să facă asta, cu siguranță răspunsul e da, că noi așa suntem ca și fire umană construit, să învățăm unul de la celălalt. Noi așa suntem construiți biologic, să zic, dar nu toată lumea vrea și nu toată lumea trebuie să facă chestia asta și automat nu e pentru toată lumea, pentru că alții sunt făcuți să fie avocați, alții sunt făcuți să fie medici, domenii diferite. De-aia e foarte important tu să sapi în tine, să cauți care e misiunea ta și ce te pasionează pe tine. That's it. Și după ce găsești chestia asta, mi se pare că poți să mergi foarte direct acolo unde îți dorești. E important să cauți chestia asta în tine. Cel mai important. Și procesul ăsta poate să dureze multă vreme. La mine a durat 10 ani. Cred că eu am fost invitat al podcastului care zicea că el nu a luat cursuri, n-a plătit 10.000 de euro pe cursuri. În schimb, mai bine ar fi făcut asta, pentru că a plătit niște 100.000 de euro prin primul faliment, al doilea faliment, al treilea faliment. E și ăsta un mod. Sunt procese educaționale. Sunt procese educaționale. Ceea ce facem noi acum este tot un proces educațional. Când te duci la terapie unul la unul, e tot proces educațional. Când vorbești cu un prieten despre o anumită idee, e un proces educațional. Ideea e că în momentul în care te duci la un curs bun, de preferat, atunci tu beneficiezi de o cale bătătorită și mult mai rapidă. Teoretic este un scurt circuit la un proces mai lung. Adică ce a făcut omul ăla în 10 ani, poate reușește să te facă pe tine să faci în 3-6 luni de zile. Aia e de fapt. Deci tu practic cumperi o facilitate și o accelerare a unui anumit proces. Asta e de fapt tot ceea ce se întâmplă. Există, majoritatea oamenilor au reușit fără cursuri, fără cărți. Au făcut un fel de figure it out singuri, prin trial and error. Dar nimeni nu a reușit doar nativ. Adică nici Hagi, da, bineînțeles, era nativ un talent, n-a reușit fără enorm de multă muncă. Clar. Pentru că e tot în actualitate, mă rog, conflictul ăsta, Hagi, Dănuț Lupu, aceeași generație, amândoi super, super talentați. Ce a reușit Hagi, ce a reușit Dănuț Lupu. Da. Ce înseamnă antrenamentul, învățarea continuă, da, disciplina. E un conflict aici pe care l-am avut și eu interior enorm de mult. Ideea asta că se spune peste tot și parcă simt că toate materialele astea motivaționale ne motivează să muncim mult, să muncim, să ne dăm viața. Dar tatăl meu a făcut chestia asta și a făcut atac cerebral, da? Și am văzut asta în familie. Și am zis, mă, oare asta e calea? Ajung și eu așa, muncesc mult, trag de mine maxim și apoi sfârșesc cum? Mă îmbolnăvesc și ok, am muncit mult, dar ce se întâmplă? Și mai apare ideea de a munci inteligent, nu? Cum se zice, work smart. Și acum întrebarea, exact, dar întrebarea e
cum faci chestia asta? Că tu nu știi. Și aici e corelația. La început doar trebuie să muncești mult ca să înveți cum să muncești inteligent. Exact. Aia e, dar perioada de muncă multă, aia trebuie să fie cu o perioadă definită de timp. Nu o fac 50 de ani. O fac o perioadă de timp ca să învăț cum să muncesc inteligent. E, unii oameni nu învață asta niciodată. De-aia viața sportivă se termină la 40 de ani, când n-ai putea să o ții toată viața. Exact. Și multe alte cariere, să zic așa, nu ar trebui să muncești toată viața, pentru că nu poți un an să duci atât de mult, știi? Cumva trebuie să nu ne credem super oameni. Uite, de exemplu, am discuții constante cu terapeutul meu, fac de 2 ani jumătate terapie, și am constant discuții despre faptul că el uneori zice te crezi super om, adică crezi că ai super puteri, crezi că ești invincibil. Întotdeauna important e să-mi arate că oricât de mult succes am, nu sunt invincibil. Ca să fii down to earth, să fii conectat de pământ, de realitate, știi? O să vorbim imediat și despre cum construiești platforma asta dincolo de cursurile online de pe EduKiwi. Cum construiești platforma asta, EduKiwi School, adică universitatea aia fără cărămidă, fără ciment, și pentru copii și pentru adulți. Și la ce poate să ne folosească nouă, la ce poate să le folosească până la urmă și copiilor noștri. Dar înainte de asta, vreau să-mi povestești care ți se pare că e cel mai, nu de succes, util curs pe care l-am făcut? Pe care l-ai făcut tu. Pe care l-am produs noi? Cât durează? Nu, al tău. Ah, pe care l-am produs? Mi-ai dat o întrebare extraordinar de grea, pentru că programele noastre între ele nu sunt neapărat comparabile. Știi? Adică unul se ocupă cu ceva, altul se ocupă cu total altceva. Atunci vorbește despre ale tale, despre ce ai... Despre noi, întotdeauna am simțit că ultimul pe care l-am făcut este cel mai bun, pentru că, evident, acolo am reușit să aduc cel mai înalt nivel de înțelegere la care eu sunt în momentul respectiv. Și de ce mă ocup eu acum foarte mult și de ce sunt fascinat, e foarte mult lumea vânzărilor. Pentru că există o cale foarte proastă prin care se promovează să faci vânzări, și cel puțin majoritatea oamenilor fac vânzări în România într-un mod foarte greșit, prin a pune foarte multă presiune pe ăla care trebuie să cumpere, să zic așa, adică suntem forțați, telefoane, mail-uri, follow-up-uri, SMS-uri, hai să ne vedem, hai să facem, hai să dregem. Și am zis, bă, ce e chestia asta? Sigur există o cale mult, mult mai bună, iar calea este simplu, în vânzarea egală a ajuta omul. Și este doar pur chestia asta. Eu mi-am dat seama de treaba asta în momentul în care am început să fiu bine financiar și cu mine, că în momentul în care mă văd un om, prin faptul că nu mai simt nevoia să-i vând nimica, se întâmplă pur și simplu. Pentru că omul vede valoare la mine, simte, sunt precum un magnet. El simte chestia asta de aproape uneori de când intră în încăpere. Pentru că vânzarea, ce e vânzarea până la urmă? Un schimb de energie. Aia e, pentru că omul înainte să cumpere produsul, trebuie să te cumpere pe tine ca om. Încrederea. Exact. Cum te cumpără pe tine? Prin energia pe care o transmiți. Și o chestie foarte filozofică, care nu se vorbește în cărțile de vânzări și în toate tacticile și în toate strategiile astea. În cărțile de vânzări se vorbește să fii îmbrăcat frumos, trebuie să ai cravată, să nu porți teneși. Da, eu uneori stau pe Zoom acasă în tricou și în chiloți. Și uneori e tricou care tocmai am dormit, nicio problemă. Dacă n-am chef să-mi iau alt tricou, e ok. La cursurile tale, da. Pe care le vinzi cu mii de euro. Da, exact, da. Bine, domn profesor. Și studenții tăi n-au nicio problemă cu asta, nu? Bine, mulți dintre ei nu știu că sunt doar în tricou, da. La momentul respectiv știi că pe cameră ești, evident. Ești de aici în sus, știi? Da, asta cumva vine și cu o relaxare. Până la urmă, cei mai buni profesori pe care i-am avut în viața asta nu au fost profesorii care erau îmbrăcați precum profesorii. Da, exact. Profa mea de română, Bilașco, pentru că vorbeam înainte cine m-a modelat pe mine cel mai mult, veneam îmbrăcate, niște rochițe, înflorate. Da, era lejer. Da, dar... Da, și tu ai rezonat. Există alți oameni care nu rezonează cu chestia asta, să știi. Sunt oameni care, evident, când se duc la un curs, se așteaptă ca trainerul să fie îmbrăcat la costum și la 4 ace. Că așa, în mintea lor, că așa trebuie să arate modelul. De aia zic că nu suntem făcuți să rezonăm cu aceleași persoane și este ok acest
lucru. Trebuie să înțelegem asta. Revenind, înțeleg că ultimul tău curs e despre, de vânzări, despre da. Vânzări. Cât durează? 12 luni. Dar nu sunt doar niște cursuri pe care ți le downloadezi, e mai mult de atât. Nu da, niște... e un adevărat proces educațional. Bine, ăsta ultimul e chiar aproape un program de mentorat, să zic așa, în care eu mă văd cu oamenii în fiecare săptămână, au și alte întâlniri de suport cu alți oameni experți pe care i-am pregătit pe alte domenii să-i ajute pe ei sau pe oameni din echipa lor. Există diverse unelte gata create pe care le pot lua, de exemplu la vânzări, să aibă template-uri de lucru pe care ei le iau, le instalează la ei în firmă, învață oamenii să lucreze după ele și apoi le aplică tot felul de tabele prin care pot să-și administreze toată munca asta, grilă de procente, planul de business efectiv, obiectivele financiare. Sunt și unelte create care le poate lua efectiv unele oarecum copy-paste și să le adapteze la ce face. Au și teme de casă, nu? Da. Pe banii lor. Am înțeles unde bați. Știi cum le denumesc eu pe asta? Eu le denumesc livrabile. Adică tu când construiești un business, businessul se bazează pe niște livrabile pe care trebuie să le construiești, astfel încât dacă tu va fi nevoie să vinzi businessul ăla la un moment dat, să poți să predai acele livrabile mai departe, să le dai celălalt om. Uite, asta am construit, asta îți vând de fapt. E un întreg fenomen în școală, de exemplu, mai ales pe grupurile de părinți, nu le mai dați teme de casă copiilor, ceea ce mi se pare absolut greșit. Pentru că școala nu înseamnă doar, cum ai zis tu, o clădire. Școala e un sistem, da. Un proces educațional și mi se pare că una e ce se întâmplă la școală, alta e ce se întâmplă după școală și mi se pare că temele de casă, da, exercițiul dacă vrei, nu neapărat teme de casă, exercițiul, livrabilele, alea de fapt contează mai mult în învățare, în ce rămâne. Da, problema nu e ideea de temă, problema e cum se dă tema respectivă. Exact. Că eu, de exemplu, când greșeam la școală, dacă înjuram, mă punea să fac temă, să scriu de 200 de ori, nu mai înjur, nu mai înjur, nu mai înjur. Nu știu ce am învățat de acolo, doar faptul că nu-mi place să scriu de mână de atâtea ori același lucru, știi? Și un pic de frică. Exact. Dar uite, de exemplu, în sistemul British, elevii primesc teme să gândească un anumit proiect și să vină să-l prezinte, să-l facă. Aia e o livrabilă. Ideea de, mă, stau și îmi pun mintea la contribuție și îmi dezvolt competența de a gândi așa ceva. Aia e, de fapt, ce trebuie să ajungă la copil. Dacă te pune să înveți poezia aia de 50 de ori, să tot citești aceeași chestie și apoi să înveți altă chestie și tu ești bun la memorare, tu n-ai rămas cu nimic din experiența asta. Deci cumva, noi ca oameni fiind diferiți, experiențele pe care trebuie să le trăim educaționale trebuie să fie cumva diferite și adaptate. Adică nu putem tot să învățăm la fel și de la aceiași oameni. Uite, de exemplu, mă întrebai de programul al meu. Eu m-am dus alți experți care să predea alături de mine. De ce? Pentru că știu că unii oameni nu rezonează cu stilul meu. Îi văd pe față că nu înțeleg. Și apoi vine altul, fii atent ce poți să-ți mi-ai. Vine altul, zice aceeași poveste ca și mine, îți jur, aceeași chestie. Și omul respectiv zice, wow. Și omul și zic, bă, dar i-am zis acum 6 luni chestia asta. Așa zic, este. Cu ce? Știi, rămân, zic, ce? De ce? Pentru că omul nu s-a conectat acolo pe ideea cu mine. A simțit că ceva îi lipsește. La fel cum un prof de mate, oricât de bun ar fi, nu se poate conecta cu toți elevii din clasă. Da, și aici am descoperit și noi că e o provocare foarte, foarte mare, faptul că elevii nu au o problemă cu materia în sine, pentru că, din punct de vedere cognitiv, în clasa 7-a nu poți să decizi dacă fizica te va ajuta în viață sau matematica, nu ai cum, că nu știi ce urmează. Și, în general, elevii au problemă cu când vin acasă și spun, bă, nu-mi place chimia, îți spune, nu-mi place profesoara sau profesorul de chimie, pentru că tocmai când vrei să faci un proces educațional, tu alegi ca adult unde te duci, unde dai banii, de la cine înveți, dacă îți place, în schimb, copilul este forțat. Ăsta e nouul tău profesor de matematică. Trebuie să stai în bancă și știm deja de la colegi care mai vin la podcast, gen Paul Olteanu, că copiii nu sunt prea bine să stea numai jos și sunt forțați să stea acolo pe scaun, ore în șir și să asculte și ceva de la cineva de care nu-i place. Aici e marea provocare. Ce facem cu acei copii care, apropo, majoritatea dintre noi, de aceea la școală avem 1-2 profesori buni cu care am rezonat. Sau alții n-avem niciunul. Exact din motivul ăsta. Și gândește că de-a lungul sistemului educațional tu ai 10 de profesori care îți predau. Și cu majoritatea dintre ei nu rezonezi. Și acum apare întrebarea, profesorii sunt greșiți? Nu.
ăia sunt oameni foarte buni, poate că ca și noi, poate sunt unii oameni care s-au făcut profesori din vocație și asta vor să facă, dar așa e sistemul creat. Așa e, asta avem, cu asta jucăm, cu asta operăm. Bă, da, de bine, de rău, e cel care ne-a dus până în prezent, că dacă n-aveam nici ăsta, cine știe, trăiam în anarhie, știi? Adică să nu se înțeleagă cumva că noi suntem cei care dau în școală. Din potrivă, o apreciem, o iubim și e ceea ce ne-a adus ca societate în prezent. Povestește-mi despre un cursant ai tăi, care a absolvit, de exemplu, nu știu, cursul de vânzări. Da. Și după un timp ți-a dat un mesaj. Bă, Doru, mulți am fain, uite, chestia aia m-a ajutat. O să spun, dar nu, n-aș vrea să-i dau numele, povestea e faină. Și nu, că nu am acordul dacă vrea să povestesc chestia asta. De exemplu, cineva, făcând mai multe vânzări cu ajutorul meu, și-a cumpărat o mașină nouă. Și ne plimbam aici în București și la un moment dat aud că întreabă pe soț dacă l-a închis pe Doru sau ceva de genul, știi? Și eu zic, cum adică, mă uit. A, știi, scuze, Doru, noi am botezat noua mașină după numele tău. Știi? Da, am zâmbit, am râs, mi s-a părut extraordinar, știi? Acum mesajele sunt la noi, trebuie să înțelegem lucrurile. Nu primim testimoniale, a fost fain cursul. Noi primim povești de viață. Catastif. Da? Care catastiful e gen, ia și citește, două pagini de ce s-a întâmplat. Așa sunt la noi testimoniale. De exemplu, eu nici nu mai am timp să le postez pe toate. Unor dacă mai pun pe story din când în când, mai fac print screen-uri și le pun, dar acum, la punct de vedere că avem mulți clienți, volumul e zilnic, constant de astfel de mesaje de toate felurile. Deci ai zis că newsletter-ul vostru, Educivi, ajunge la câți oameni? Undeva la aproape 500.000. Acum noi tot filtrăm. Oamenii care nu mai prea mai deschid mail-uri sau nu sunt activi, îi scoatem de listă. Deci jumătate de milion de oameni. Da, exact. Da, dar primesc... pe total noi am abonat poate undeva la 700-800.000, știi? Dar noi îi tot dezabonăm dacă... Sau se pot dezabona, evident, și ei dacă la un moment dat consideră că nu mai e folositor ceea ce primesc de la noi. Pentru că noi, în sistemul nostru de promovare, îi dăm foarte multe materiale gratuite. Noi ținem foarte multe traininguri în mod gratuit, chiar săptămânal, ca oamenii să vină, să participe, să vadă și dacă le place, apoi să decidă să lucreze cu noi. Mi se pare cel mai corect mod de a face acest lucru. Vii, vezi, gratuit, îți place, vii mai departe. Acum, dincolo de înalta misiune, de higher purpose, Educivi e un business, nu? Bineînțeles, dacă altfel n-am avea de ce să trăim, da. Cum de altfel marile universități din lume, nu, Oxford, Harvard, sunt niște... business-uri incredibile. Mari proprietari de pământuri, de imobiliare, exact. Și așa mai departe. Întrebare. Simți că lumea e aplecată înspre educație? Simți că există măcar o părticică? Este. Cel puțin speranța mea asta este. Pe mine nu mă interesează să mă uit la câți oameni au studii superioare în România. Pe mine mă interesează să mă uit la câți oameni în momentul ăsta, apropo de România educabilă, nu e de România educată, câți oameni în momentul ăsta sunt interesați să evolueze. Simți că e un interes mai mare? Adică se vede asta în cifrele business-ului vostru? Da, deci Mihai, când eu eram copil, atunci când am citit alea 100 de cărți, din cercul meu, din anturajul meu, nu știam nici măcar o persoană care să citească cărți de dezvoltare personală. Și erau astea standard, Zig Ziglar, John Maxwell, Jim Rohn, usual stuff. Asta a fost atunci, iar acum pot să zic că suntem înconjurați de oameni care citesc, care participă la cursuri, care ascultă podcast-uri sau tot felul de alte forme. Și aici e o statistică foarte interesantă. Noi românii uneori ne place să ne ponegrim între noi și să ne considerăm mici și slabi, când de fapt nu e așa. De exemplu, circulă foarte mult o statistică, cum că România este la coada listei la cumpărat de cărți. Cred că ai auzit și tu statistica aia, adică suntem acolo undeva în ultimele trei poziții, cum că noi suntem cei mai needucați din Europa și că nu ne place să citim, nu ne place să ne educăm, bla, bla, bla. Dar mai e o altă statistică foarte interesantă pe lângă asta. Mai e o statistică care arată țările cu cea mai mare creștere de interes în zona asta. Și România este în top 3 acolo. Adică, ok, noi plecăm de undeva, am plecat de undeva de mai jos, dar avansăm foarte repede. Adică, dacă în România... Să ținem cifrele business-ului vostru, de exemplu. Păi zic foarte concret, acum 4 ani de zile eram la 400.000 de euro cifră de afacere.
Acum 3 ani de zile am ajuns așa, la 400 de mii de euro. Cifra de afacere cam, anuală. Cam cât face un restaurant exact. Din București. Exact. Mai... Asta cu 4 ani de zile. Da? Modest, cam așa pe lună. Exact. Da. Acum 3 ani de zile eram la 1,4 milioane sau 1,3 milioane de euro. Acum 2 ani de zile am fost la 1,7. Asta plus TVA. Iar anul trecut la 5,7. Milioane? Da, de euro. Deci e o creștere față de mai mult de 100% pe an. Da, în 2022 față de 2021 avem o creștere mai exact de 324%, că le știu din cap. Și anul ăsta, zic acum oficial în podcastul tău, nu știu dacă ar fi bine, asta nu mi-asum, anul ăsta avem ca target între 15 și 20 de milioane. De euro? Da. Din cursuri? Da. Tare. Mi se pare foarte tare. Da, e, într-adevăr, e. Dar e o chestie la care muncim de ani de zile. Știi ce mi se pare tare? Nu neapărat creșterea asta a voastră. Mă bucur că e un business solid. Cu siguranță și cheltuielile sunt evident, normal. Sunt foarte mari. Dar marja e foarte mare, apropo, să facem o scurtă paranteză. Deci marja față de a vinde alte produse e mare. Bun. Numai că oamenii ăștia care... trec prin cursurile astea, dacă și ei la rândul lor primind plus valoare, produc plus valoare în comunitatea lor, în business-ul lor, mie mi se pare că putem să ne însănătoșim. Adevărat, da. Noi, practic, ajutăm în mai multe direcții. Avem oameni care vin ei direct și învață pe un anumit domeniu, apoi, și-au îmbunătățit ei viața, mă zice, mai vorbesc cu 2-3 prieteni. Dar avem și program care ți-am zis, învață pe oameni să facă cursuri și apoi fac comunități mai departe. Acolo au trecut aproape 3.000 de oameni prin el, care la rândul lor și-au făcut o comunitate și au dat mai departe din cunoștințele lor, precum cum să devii mai bun la pescuit. Deci avem efectiv un program care ne-a șocat. A avut la prima lui lansare 65 de oameni la 1.500 de lei cursul cum să pescuiești, dar în orice fel de pescuit, pescuit la Method Feeder. Care e un fel de pescuit fără momeală. Mai pierdut. Exact. Deci, gen, știi, cumva... Dacă nu e phishing pe internet, mai pierdut. Ce părere ai, că am vorbit un pic despre Andrew Tate, ce părere și despre foarte mulți influenceri care la rândul lor își fac cursuri, vând cursuri sau încearcă? Influencerii, în general, nu prea fac cursuri, să știi. În general, nu prea fac. Nu prea fac. E o confuzie foarte mare într-un om care e expert într-un domeniu și un influencer. E super mare diferența între cele două chestii. Influencerul are audiență foarte mare, dar el în general îi promovează pe alții, de acolo monetizează și face chestii. În general, un expert are produsele lui proprii sau pur și simplu vorbește despre un anumit subiect și nu neapărat are audiență foarte mare. De ce? Că în momentul în care tu pui spectrul de a vorbi despre un singur domeniu, audiența se răstrânge foarte mult. Dar și încrederea oamenilor în tine pe acel subiect crește foarte mult. Că tu devii super nișat pe o anumită chestie pe care o duci la un nivel de profunzime foarte mare. Ei, influencerii în general vorbesc despre multe lucruri, ăla e alt model de business. Oamenii uneori confundă, știi, gen cumva, și pe unii mă întreabă, ești influencer? Știi, nu, ok, am oameni care mă urmăresc, probabil mai mulți decât au majoritatea oamenilor, dar nu ai direcția în care eu mă duc și direcția în care vreau să merg. Acum, știu la aia care te referi, dar sunt unii cum ar veni care... ca în orice bulă, încearcă să profite de oportunitatea care se creează. Unii au înțeles că se fac bani din cursuri și au luat bula asta să facă doar un curs, să facă bani și dețit. Și culmea la ea nici prea le merge. Fac o dată, de două ori, de trei ori, încearcă exact. Și nu prea le merge. Eu asta le spun tuturor, pentru că foarte multă lume e foarte preocupată și cred că le dă foarte multă atenție. Oricine are un minim de succes, că e micro-influencer, influencer, expert și așa mai departe și face un curs... multă lume se aricește și zice, bă, dar nu-i normal și el a ajuns să aibă cursul lui. Bă, dar eu cred că legile naturii încă funcționează. Da, poate să aibă un succes one time, poate să aibă, nu știu, un boom. Da. Și gata. Da, dacă e să vorbim de Tate, ei sunt momentan la pușcărie. Nu știm dacă e un exemplu bun sau un lucru rău. Momentan, cu siguranță, nu sunt în arest. Da. Da. Deci nu e un exemplu potrivit. Acum, nu știu, poate pentru unii oameni poate i-a ajutat. Pe alții nu.
nu știu ce să zic, dar e clar că n-a... Acolo cred că ce fac ei acolo... pericolul e altfel, era pentru că acolo vorbim despre și... niște minți încă nematurizate în dezvoltare. Exact, și mesajele lor care erau puse erau extraordinar de agresive și doar bucățele. Noi, de exemplu, noi nu facem așa ceva. La noi materialele noastre au o oră, două ore materiale de promovare, sunt training-uri gratuite. Nu sunt chestii din astea, știi? Adică, na. Hai să vorbim un pic despre proiectul ăsta Educivi School, care mie mi se pare că e și cel mai îndrăzneț. Da, e cel mai mare pe toate. Care îl creăm noi acum în prezent, da. Nu sunt doar niște cursuri online. Aici e o școală online deja. Deci, și pentru copii și pentru adulți. Asta da, e visul tău. Da, are două elemente mari și late. În primul rând, componenta de elevi și componenta de adulți. Noi inițial am promis doar partea de elevi, că acolo era durerea foarte mare și nevoia foarte mare. Eu mi-am dat seama că noi, prin Educivi, ajutasem foarte mulți adulți pe diverse domenii, dar de elevi efectiv nu ne-am ocupat deloc, care cumva și visul meu și modul unde am avut o frustrare. Lasă că s-a ocupat Andrew Tate de ei. Exact. Asta e problema. Exact. Asta e altă chestie care ne-a durut, pentru că trebuie să înțelegem că elevii își iau informații de pe internet, accesând telefonul, și nu știi ce urmăresc. Au TikTok-ul, au Reels-urile astea care merg foarte puternic, totul se duce pe viteză și nu știi ce urmărește. AI-ul e atât de deștept încât dacă vede că s-a uitat la o chestie de agresiune, îi va da în continuare numai agresiune. Și asta nu este o chestie controlată de absolut nimeni. Bă, școala de bine de rău, măcar e un mediu controlat de adulți, știi? Pentru că scopul acestor platforme sociale nu este să-ți duce copilul, ci să-ți ține captiv cât mai mult în platforma respectivă. Dopamină care se duce la creier și precum un drog și mereu vrei drogul respectiv. Aia ce face. Bun. Noi ne-am dat seama că pentru elevi nu prea s-au făcut multe lucruri și am zis așa. Toată ideea a venit de ce n-ar face guvernul o platformă în care elevii să găsească materia școlară de la A la Z, toată, înregistrată de cei mai buni profesori din România, și alte informații de dezvoltare personală, profesională, sau lucruri de care au nevoie în viața practică. Cum funcționează primăria, cum funcționează ANAF-ul, de ce plătim impozite, educație civică, educație politică, chestii utile, să zic așa. Și am discutat ideea asta cu un prieten și el a zis după vreo 10 minute, bă, Doru, tu ai zis o idee foarte faină, dar n-ai continuat-o. Și zic, care? De ce nu facem noi? Adică tu, prin Educivi, la ora actuală, toată infrastructura pe care o ai și cu tot ce mai putem să aducem, hai să o facem. Și așa la naștere practic proiectul și am început să înregistrăm materia școlară cu cei mai buni profesori pe care i-am găsit și o vom și duplica, adică elevii au problema că nu le place profesorul, am stabilit asta. Și noi vrem la noi în aplicație să poată să-și aleagă profesorul de la care învață. Dacă nu-i place de un profesor, să-l schipuiască, să se ducă la următorul. Asta e o componentă. Te rog. Te rog, termină. Ziceam că a doua e să adăugăm și cursul de dezvoltare personală și profesională pentru ei și deja am făcut o parte din chestiunea asta, aplicația e complet funcțională, bine, nu e complet funcțională, funcționează, dar mai avem mult până e complet funcțională, oricine poate să intre să vadă ce am făcut până acum și na, vor vedea după aceea progresul în continuare. Apoi am adăugat și comunitatea de adulți. De ce am făcut asta? Că foarte mulți adulți au intrat și se uitau ei la cursurile de dezvoltare personală care erau dedicate elevilor. Și când, văzând cum acest comportament, am zis, super, hai să adăugăm cele care le avem din trecut sau cele care mai le putem face, pentru că prin toată rețeaua asta ce am construit-o în jurul nostru, avem acces la foarte mulți trainer experți care ar fi dispus să dea mai departe. Și am zis, hai să construim o bibliotecă foarte mare și pentru adulți ca să fie accesibilă. Aia e, de fapt, ideea. Mi se pare un proiect imens. Este. Câte cursuri o să fie pe platforma asta? În școala asta, Educivi School. Da, deci în primul rând pentru elevi, ca să facem materia școlară de la A la Z toată, pentru clasele 5-12, ne trebuie 9600 de lecții. În prezent, când filmăm acest podcast, avem undeva la 600. O vom lansa pentru elevi în momentul în care avem 3600 deja filmate, pentru că la elevi avem o singură șansă, în momentul în care ei accesează aplicația, trebuie să vadă multe chestii să le fie utilă, că dacă nu o să intre a doua oară, că se plictisesc. Cam asta ar fi, iar la cursuri pentru adulți avem, nu pentru adulți, pentru tineri avem undeva cam la 100. 100 deja postate. Cursuri. Da, exact, care sunt pentru elevi. Da. Și câți profesori până sunt acum, pe platformă? Lucrați cu profesori de școală din exact, România. Da, până acum avem selectați undeva la 40,
Chiar acum, zilele astea, au mai intrat încă o grupă de 7 sau 8 care să filmeze. Le-am făcut studiouri acasă la unii, alții vin la studiouri fizice pe care le avem în Timișoara și în București și filmează la foc automat. Dar acum, bineînțeles, na, sunt profesori care trebuie să meargă și la școală să-și facă treaba, uh-huh, și noi trebuie să și pregătim acele materiale, să le verificăm, sunt animate, vizual, au un stil interesant prin care sunt gândite, știi? După aia editate, da. E un proces care durează, dar ce-i fain e că cumva comunitatea deja vede, avem sprijinul lor și se duce ca un tăvălug înainte, adică pur și simplu adună, inițial am fost o idee, un bulgăre de zăpadă și acum bulgărele tot se face tot mai mare, adică gândește că noi lucrăm la proiect de 2 ani. Cum ați selectat profesorii ăștia ca să fie acei profesori? Da, a fost un proces destul de greu și am plecat de la beneficiarul final, de la ce-și dorește elevul. Adică am zis, bă, în final, nu contează să ne placă nouă adulților, și contează elevul care se uită la matematică de clasa 5-a, lui se placă, lui se facă plăcere, uh-huh, să se uite. Și am făcut, odată am făcut o promovare să adunăm mulți profesori interesați și undeva la 1000 și ceva s-au înscris, că și-ar dori să facă chestia asta. De acolo am triat undeva la 500 discutând modul de colaborare, iar din cei care au rămas, câteva sute de mostre s-au trimis către un grup de elevi. Elevii s-au uitat și dădeau note ei la profesori pe diverse criterii. Ce îmi place. Exact, da. E, și de aici am selectat pe cei care au avut notele cele mai mari și drept urmare, na, e fain. Dar acum viziunea proiectului e să poți să alegi profesorul, știi? Adică să ai pe matematică clasa 5-a mai multe variante. Acum prima chestie e să o avem odată toată gata. Uh-huh. Și cursul de dezvoltare personală, pentru că copiii au nevoie. Deci gândește, în topul cerințelor e educație financiară, o chestie care nu se discută la școală. Stai un pic, ați întrebat pe elevi. Da. Până acum mi-ai vorbit despre materia școlară, da? Da? Uh-huh. Pe care când vii de la școală și poate n-ai înțeles, poți să o cauți, exact, pe Educhiviscul și să o găsești. Da. Eu acum spun întrebări mai degrabă de părinte, uh-huh, sau de elev căruia i-ar fi plăcut. Da, mi-a plăcut mai înțeles utilitatea aplicației foarte tare. Adică faptul că ea nu înlocuiește școala, copilul merge în continuare la școală. Dacă îmi vine acasă și nu a înțeles ceva, are unde să caute și are alternative. Poate să caute toată materia. Exact, da. Să o vadă poate pe speed sau să vadă doar un rezumat, să facă exerciții, că avem și exerciții sau teste, uh-huh, să le facă acolo în aplicație. Crezi că poți lua bacul nemai făcând meditații, ci stând pe platformă? Asta e scopul nostru final. Da, să nu mai fie nevoie de meditație. Acolo targetăm noi. Am înțeles. Da, să nu mai fie nevoie de acele meditații. Ok, avem o chestie în vedere pe viitor, să ai ca un fel de funcție de mentor, dar n-aș vrea să discut despre asta, că asta e un viitor și nu-mi place să vorbim de lucruri care... De mentor inteligență artificială sau mentor pe bune? Nu vreau să discutăm despre chestia asta acum, pentru că este doar o idee care se discută în intern. Vreau să discutăm despre chestii care deja se văd, sunt făcute, exact. Nu un proiect politic se va face, știi? Uh-huh. Urăsc. Nu ești politician, ești antreprenor. Urăsc, da. Bun, revenind. Deci, copilul vine de la școală, n-a, da, înțeles ceva, își, da, caută... se uită sau, de exemplu, vrea să învețe un alt domeniu. Îți dau un exemplu. S-a îndrăgostit și iubirea lui nu este împărtășită. Cum crezi că caută? Așa ajungeau ei la Tate, apropo. E adevărat. Pentru că nu avea de unde să-și ia alte informații, nu știa unde, exact, se caute și cum se caute. Înțelegi? Deci, asta e foarte important, să aibă un loc unde este controlat de adulți, pentru că noi controlăm tot conținutul, adică nu se poate pune conținut așa, uh-huh, la voia întâmplării, și să fie... De adulți responsabil, că și Andrew, exact, Tate e adult. Da, nu știu cum am ajuns în podcastul ăsta, l-am menționat de o grămadă de ori, l-am făcut și mai celebru decât pentru deja că era... este un reper, din păcate. Da. Și că mi se pare că decât să ignori, mai bine vorbești despre asta și poți să dai contraexemplu, care de data asta e exemplu bun. Da. Nu toate contraexemplurile. Eu am sperat că se va termina ca, știi, un bulgăre de zăpadă pe care nu-l învârți, are tendința să se topească. Dar simt că, bă, nu se mai topește odată, știi? Adică la modul tot continuă. Și eu cred că școala românească ar trebui să ia mult mai serios fenomenul ăsta, Andrew Tate. În școlile din Marea Britanie deja a început alfabetizarea emoțională a adolescenților intoxicați de educația, da, tip Tate. Nu e doar Tate, să știi că este o lume, zic, să știi că și influencerii, așa în general, au o problemă care, bine, nu toți, evident, care au promovat foarte mult o lume fake. O lume falsă.
Iar un tânăr se uită la un astfel de influencer și el nu mai face distinția între realitate și ce vede pe internet. Pur și simplu, el își pierde reperele și crede, se simte automat nefericit. Și asta au pățit-o și o grămadă de adulți. Că deschizi Instagram-ul și vezi numai poze cu oameni fericiți, numai poze super editate, oameni care arată foarte bine, oameni care sunt numai în excursii, care au primit numai cadouri, care știi la viața ta și zici, bă, azi e o zi ca restul zilelor, nu fac lucruri interesante. Și intri într-o stare mai depresivă, anxioasă, pentru că te compari cu un ideal. Știi? Aia e, de fapt, problema și, na, pe internet, mulți influenceri cam au creat problema asta, care, atenție, o au și adulții, nu doar elevii. Da, asta ziceam, că școala britanică introduce cursuri ca să blocheze cumva toată educația asta, masculinitate toxică, da, venită prin tip gen Andrew Tate. Elevul, dacă găsește răspunsuri în altă parte, este ok, să știi. Dar problema e că în multe familii copilul nu are curajul să-și întrebe părinții un anumit lucru și el caută pe ascuns pe internet. Și părinții nu au timpul să le ofere educația asta copiilor. Da, și trăim într-un cerc ăsta vicios în care nu știi cumva care e rezolvarea. Clar nu există o soluție panaceu care să rezolve toate problemele, dar măcar să aducă o îmbunătățire. Îți dau un exemplu foarte important. Nu se vorbește foarte mult despre elevii din mediul rural. Câți profesori buni mai avem noi în mediul rural? Habar n-am. Foarte puțin, îți dai seama, foarte puțin și gândește-te ce privilegiat e cel care învață la cel mai bun liceu din București față de la care a făcut liceu într-un oraș mai mic, unde poate n-au fost atâția profesori buni acolo. E, în momentul în care toți avem acces într-un loc la informație de la oameni super buni, parcă plecăm cu șanse mai egale un pic. Ce cursuri o să aveți? Apropo, mi-ai povestit despre cursurile astea de dezvoltare personală făcute special pentru copii, dar care sunt Uite, de exemplu, disponibile și adulților. Da. Uite, de exemplu, mindfulness, vindecarea traumelor, asta și pentru elevi și pentru adulți. Știi că fiica mea cea mică, Roa, are 3 ani jumate, are la grădiniță oră de mindfulness. Da, înseamnă că merge la o grădiniță bună, că cineva își permite să o trimite la grădinița aia bună, știi? Nu, nu grădinița e bună, oamenii sunt buni. Păi da, corect, da, 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 clar, categoric, de la ține. Exact. Da, exact. Tare. Da, extraordinar, eu am aflat de mindfulness abia acum cam 5 ani, 4 ani, când am făcut pentru prima oară primul meu atac de panică și mă simțeam anxios. Și nu știam ce se întâmplă cu mine, eu care am fost super pozitiv toată viața, mamă, super power. Tu ai făcut multe la viața ta, Doru. Da, unii zic, bă, povestești că ai 60 de ani, știi? Exact. Zic, da, na. Am avut autorul Educhivii pentru asta, Sasha, cu ocazia asta îi mulțumesc că m-am învățat ce-i mindfulness-ul. Cine? Sasha Bodean, a fost unul dintre primii 5 instructori acreditați de mindfulness din țară. Uh-huh. Și el mi-a explicat, a fost un curs la care, sincer, inițial dormeam. Ai dat bani pe el? Da, bineînțeles. Și dormeam pe o saltea din aia de yoga. Dura 2 ore jumate, jumătate de ore era teorie, mi se părea super interesant, după 2 ore meditație în care dormeam. Când aveam o problemă reală, eu mă dusesem de curiozitate. Și când am simțit că bă, ceva mă înțeapă în piept zilnic și că am momente super ciudate seara, am zis, bă, ceva nu în regulă. Și m-am dus la pneumolog, credeam că am ceva la plămâni. Și pneumologa, de când am intrat, mă întreabă, tu lucrezi online și cu mulți oameni și un pic așa? Zic, da. Face, n-ai nimic la plămâni, poți să pleci, nu-ți fac spirometrie, testul ăla, ești doar un pic anxios. Și cred zic, că te-a văzut după cum respiri. Și zic, și ce trebuie să fac? Nu știu, dar nu îți iau banii pe ăsta. Eu am insistat să-mi facă testul, bla bla bla, și m-am dus acasă cu eticheta, sunt un pic anxios. Zic, ăsta este diagnosticul meu. Și am stat să mă gândesc, mă, ce a fost ce m-a ajutat? Și mi-am adus aminte de tehnicile alea învățate acolo de mindfulness, și am căutat pe internet frumos o aplicație de meditat și am început să practic meditația. În 3 zile, 0 înțepături, adică nu mai simțeam ca și o furculiță în piept, nu mai simțeam că îmi tremură mâna din senin, așa stând și având adrenalina aia constantă în mâini și m-am liniștit. Și acum știu, când mai pățesc așa ceva, bă, am unealta de meditație. Povestește-mi ce își doresc elevii din România, că înțeleg că ați întrebat și elevii de la sate, da, și elevii de la oraș. Da. Ce v-ați dori să învățați în școală? Da, e o nebunie de subiecte, deci sunt foarte multe. În primul rând, pe primele locuri sunt următoarele. Odată educația financiară
are prima poziție. Deci educația financiară. Practic, elevii caută de tineri o variantă să reușească în viață pe plan financiar, că își dau seama că poate părinților n-au reușit sau... Na, își dau seama că e nevoie de chestiunea asta. Și asta este pe primul loc un subiect care nu se discută, din păcate, la școală prea mult sau chiar deloc. Apoi, pe următoarele locuri sunt chestiile astea care țin mai de dezvoltare personală și de comunicare în special. Adică m-am certat cu părinții, ce să fac, nu sunt acceptat de prieteni, nu mă înțeleg cu profesorul de la școală sau cu vecinul sau chestii de, ce țin de relaționare. Și apoi intervin și foarte multe chestii din astea mai practice, de genul educație civică sau cum funcționează primăria, chestii de politică. Un alt mare subiect, cum să-mi găsesc vocația. Mamă, ăsta e iar super dezvăzut. Sau cum să-mi găsesc pasiunea. Ce să fac în viață? Asta e, de fapt, întrebarea, care se găsește în diverse forme. Cam după mai vin și chestii specifice, de abilități, de, bă, vreau să mă fac medic, ce trebuie să fac, care-s pașii. Acum, spre deosebire de reflexul ăsta al fiecarei generații mature de a îngropa generațiile care vin din urmă, mie mi se par mult mai pragmatici decât noi. Da. Mult mai interesați să fie pregătiți pentru viață, pentru singura constantă a vieții, și anume schimbarea. Mult mai cinici decât noi. Și asta rezultă și din interesele lor. Adică faptul că i-ați întrebat ce ați vrea să învățați, școala românească nu i-a întrebat. Da. Încă. Inteligență financiară, da? Educație financiară, inteligență emoțională, relații. Până la urmă, nu asta contează în viață. Exact, cel mai mult. Relațiile interumane pe care le avem și cum ne simțim, cum ne simțim când facem anumite lucruri. Dar de ce crezi că școala românească n-a făcut asta? Nu cred că există un vinovat. Cred că asta este ceea ce noi am știut să facem ca și societate până în prezent. Asta nu este sistemul care ne-a dus până aici și eu consider că niciodată nu va fi schimbat, ci doar îmbunătățit în permanență. Noi suntem o soluție de îmbunătățire, nu suntem nici... Am fi foarte aroganți să credem că suntem o soluție de schimbare totală. Adică hai să îmbunătățim ce avem deja și apoi o să vedem ce se mai întâmplă în continuare. Asta am știut să facem până în prezent, na... Acum, sunt alte școli în străinătate, dacă ar fi să-ți vorbesc despre un vis foarte mare, ar fi să-ți vorbesc despre unirea mai multor sisteme de învățământ. Cum ar fi? Cum ar fi să ai opțiunea să-ți alegi sistemul românesc sau sistemul british? Sau sistemul norvegian sau sistemul japonez? Și să ai o întâlnire de consultanță înainte să-ți spună ce sistem îi se potrivește copilului tău. Și așa tot se le găsește într-un app. Bun, ți-am zis un mega vision. Ți-am zis un mega vision, dar nu... Știi, cumva... Veste bună că mai am timp la pensionare, știi? Adică mai pot să fac multe lucruri între timp și am și o echipă de oameni genială. Adică noi în tot Educhiviu suntem undeva la aproape 300 de oameni și undeva la aproape 100 lucrează activ pe Educhiviu School. Sunt o grămadă de oameni care și fac aici vorbim despre chestii. Pe lângă profesori. Da. Tot ce înseamnă... Profesorii sunt extra, nici nu i-am calculat în numărul ăsta. Deci profesorii sunt colaboratori, programatori, separat. Cameramani... Da... Gândește-te, orice material de producție video, cei care filmează podcastul cred că știu mai bine ce înseamnă, care are nevoie de sunet, imagine, setup, după aia, având în vedere că vorbești de o chestie educațională, gândește numai textele care apar, n-au voie să aibă o greșeală gramaticală. Absolut. Îți dai seama, nimic, totul trebuie să fie impecabil. Deci partea asta de vizual, după aia toată partea de logistică, să faci un expert să ajungă, să vină să filmeze, să-l contactezi, să-l aduci, să toată logistica asta, după aceea cine încarcă materialele acolo, cine le sortează, cine le verifică, nu că trebuie să fie și bune, nu urcăm doar aiurea în tramvai. Na, evident, programatorii care fac tot, oamenii de marketing care promovează toată chestia asta, cine se ocupă de organizare, de task, nu, management, o tonă de chestii aici. Și la ce mă gândesc acum, Doru? În pandemie mi-am dat seama că școala online pe care fetele mele au făcut-o și din păcate au apucat exact clasa 5, adică prima lor
interacțiune cu profesorii. Trecerea de la învățător la profesor, care mi se pare mai grea decât trecerea din clasa de la gimnaziu la liceu. Deci șocul ăsta l-au apucat online. Da. Și din tot ce am vorbit cu părinții, concluzia mea a fost că școala online nu e școală. Da, exact. De ce aș avea încredere eu ca părinte sau elev într-o școală online? Voi sunteți o școală online. Noi nu suntem o școală online care înlocuiește sistemul care există de mers fizic la școală. Okay. E foarte important să înțelegem asta. Avem foarte multă lume care este fan homeschooling, care ne contactează și ne întreabă dacă va fi o soluție de homeschooling pentru elevi, pentru copiii lor, și le spunem clar că nu. Pentru că interacțiunea umană este extrem de importantă. Dar este, Educhivi School este doar o facilitate în plus față de ceea ce există deja. Pentru că ai nevoie de interacțiunea umană care online nu obții. Și știi de ce școala online n-a fost bună la momentul respectiv? Că s-a făcut o trecere foarte abruptă, foarte rapidă, negândită și de oameni care nu au competențe pe chestia asta. Și nimeni nu i-a ajutat. Hai să fim serioși, profesorii deodată au auzit că trebuie să predea online. Da, și din fără păcate... o pregătire de prealabil, fără zero. Adică noi am discutat cu sute de profesori acum și știm în ce situație au fost. Apropo, gândește că de mult o să-i ajute și pe ei faptul că poate să vadă înregistrări cu alți profesori buni care zic aceeași materie. Gândește că tu poți să fii profesor de matematică 30 de ani și să nu fi văzut în viața ta cu un alt profesor de matematică predă. Tu de unde te inspiri? Plus că acei profesori aveau zero experiență de a preda online. Exact, sunt lucruri cu totul și cu totul diferite, ca și cum între a modera un podcast și a prezenta o nuntă. Da, adică poate să te confunde. Da. Pot să le fac pe amândouă, dar se fac la fel. Exact. Deci cumva trebuie oamenii să înțeleagă că noi nu venim să înlocuim școala, nu, venim să oferim elevilor o chestie pe care o cer, o urlă și nu o au și o caută pe net la oameni nu neapărat pe care vrei să-i urmezi în viață să devii ca ei. Dar de ce ar trebui să dau bani pentru școala asta online? De ce nu am toate resursele la un click distanță pe YouTube, de exemplu? Caută-le pe YouTube și o să vezi că nu le găsești. Asta e prima chestie. Asta o chestie. Și a doua, foarte importantă, nu ai o centralizare a lor și o filtrare a lor, clară. Și nu toată lumea crezi că e în stare să-și facă sinteza asta personală, filtrul ăsta personal? Caută în primul rând toată materia școlară pe YouTube și o să vezi dacă o găsești. Stai să că asta a fost primul lucru pe care l-am făcut. Unde e această materie școlară? Unde o găsim toată? Ia ca nu-i. Cam și fiecare profesor o predă cam cum vrea el, știi? Dar cam cât te costă să pui online toată materia asta școlară? Să o înregistrezi, să o asta? Care sunt costurile reale? Dacă vrei să le spui. Bineînțeles, undeva cam între 1,5 milioane și 2 milioane de euro o să ajungem total ca și investiție, să facem ce am zis până acum, și suntem deja la aproape 1 milion pe care i-am adunat și na, o parte dintre deja am investit și investim în fiecare lună. Nu mai bine făceai un bloc la Timișoara și îl vindeai. Dar nu e visul meu, nu e pasiunea mea, nu cu asta vreau să mă ocup, dar aș putea să mă ocup de investiții imobiliare, dar nici nu mă pricep și nici nu-mi place. Am amenajat o casă pentru părinții mei și sincer a fost o corvoadă. La ce vârstă le-ai luat casă părinților tăi? Nu le-am luat casă, am amenajat o casă deja existentă. Acum 2 ani, cam așa. Tare, deja sub 30 de ani. Da, păi, na, tata e în scaun cu rotile, Mihai, el nu mai poate să lucreze și nu poate să mai producă ceva și mama are grijă de el, na, asta e situația un pic. Am zis mai devreme, nu știu cât de clar s-a înțeles. Dar, da, știu că a făcut AVC, dar nu știam care e situația lui. Da, na. Tare, dar cred că e mândru de tine. Într-un final. Nu prea poate să vorbească, adică nu poate să vorbească. Vorbește doar un pic și cam zice în jurături când vorbește și el a fost un om care n-a înjurat toată viața lui. Wow. Și am învățat un limbaj de a zice aceeași înjurătură cu 8.000 de tonalități sau 9.000 sau 10.000 și să înțeleg ce vrea să-mi transmită prin chestia aia. Bănuiesc că da. Da, e. Și e bucuros că e în concediu. Poate și-a dorit chestia asta și înainte, dar fiind angrenat doar în muncă. În afară de a munci smart și nu hard, ce ai învățat din accidentul cerebral al tatălui tău? Puf, o întrebare grea și foarte bună. În primul rând să nu te neglijezi sănătatea.
Asta a fost o chestie foarte importantă, că atunci când ești tânăr și eu când eram tânăr, nu mă gândeam deloc la acest capitol din sănătatea. E un capitol care, am auzit de el, e important, dar e undeva în dulap, undeva complet în spate. Doi, să ai mai multă, să fii mai recunoscător. Mai recunoscător prin simplu fapt că ești sănătos și că poți să mergi, că poți să vorbești, că poți să te speli singur, banalități de genul ăsta. Și trei, am aflat cât de puternică e ideea de acceptare și de a nu te opune lucrurilor. Adică el, de când s-a întâmplat chestia asta, primul lucru am zis, nu se poate, nu-mi venea să cred că este o realitate. După care am, din cursul de mindfulness, apropo, am învățat că rezistența creează durere. Dacă tu pui rezistență la un lucru, ăla creează durere în viața ta. Dacă el deja s-a întâmplat, caută cumva să scazi rezistența pe care tu o pui acolo și automat va apărea acceptarea. Iar când apare acceptarea, ghici ce, nu mai doare. Și asta a fost antrenarea mea constantă, să accept că asta este noua situație și culmea, uneori îl văd mai fericit acum așa decât îl vedeam înainte. Este incredibil. Știi? Da, se cuvenea un pic de tăcere după răspunsul ăsta. Da, așa a fost și întrebarea, așa și răspunsul. Te-am întrebat ce ai învățat hard way din accidentul cerebral al tatălui tău. Foarte multă lume, mai ales că voi aveți cursuri de educație financiară, cum să faci bani din pasiunea ta, cum să îți crești de X ori veniturile, profitul și așa mai departe, cursuri de vânzări. De ce lumea are în continuare în România o părere proastă despre bani? Pentru că n-am avut de la cine să învățăm în școală. Cel puțin eu nu am avut de la cine să învăț chestia asta și trebuie să înveți de la alți oameni care știu mai multe lucruri despre asta. Noi la bani am dat o conotație negativă în general și avem deseori mindset-ul ăla mai bine sărac, dar sănătos. Sau mai bine sărac, dar liniștit. Sărac și cinstit, era vorba da, președintelui exact, României. Exact. Încă în viață. Da, pentru că e cumva, așa e sistemul, știi? Gen, avem convingerile proaste despre bani că sunt corelate de emoții negative care ne vin din tată în fiu. Știi că se spune că banii sunt ochiul dracului? Cumva, eu consider că lipsa banilor sunt ochiul dracului. Deși ori știi, nu banii ei în sine. Eu cred că pur și simplu etichetarea asta, banii sunt ceva negativ sau banii sunt ceva pozitiv. Nu sunt nici pozitiv, nici negativ. Banii sunt neutri. Sunt exact. O formă de schimb între noi. Genul banilor neutru. Noi le dăm energie, conotație și valoare. Pentru că, îți zic în felul următor, dă-i unui om sărac 1 milion de euro care n-a făcut niciodată bani și o să vezi cum îi topește și îi strică și nu creează nicio valoare. Și dă 1 milion de euro unui antreprenor care a creat deja ceva și o să vezi cum dintr-o dată naște un nou proiect cu o nouă utilitate pentru oameni care va aduce și mai multă valoare oamenilor din jur, știi? O să observi chestia asta instant cum se întâmplă, știi? De aceea trebuie în primul rând să ne schimbăm noi energia pe care o avem despre bani. Eu, de exemplu, când eram mai copil, eu credeam că poți să faci bani doar dacă furi, de exemplu. Asta a fost o chestie super raiurea, că așa auzeam și de cumva de la tata, că ăștia hoți, știi? Uh-huh. Și trebuie în permanență, cred că, să-ți transmiți ideea, banii sunt un lucru bun, cu banii poți să faci foarte multe lucruri bune. Să-ți, pur și simplu, să-ți bași chestia asta în cap, în permanență, să-ți spui tu constant, bă, banii sunt o chestie bună, uite ce chestii faine poți să faci cu ei. Uite, mai poți să mai creezi un proiect, uite, mai poți să cumpăr asta, mai poți să ajut pe celălalt, să zici asta ție în permanență. Și bă, măcar dacă te autoconvingi 100% că banii sunt un lucru bun, o să vezi deja cum se schimbă foarte multe lucruri în bine în zona asta, știi? Na. Cam asta ar fi. Doru, despre bani. Eu zic că pentru un curs, nu, că aici suntem la podcast, nu la curs. Pentru un podcast e suficient cât am vorbit. Sper să ne putem reîntâlni să vedem cum construiești școala asta, cum pui următoarea cărămidă, cum îi construiești următoarea aripă sau sală de sport sau teren. O să vezi în câteva luni deja e lansată și pentru elevi, acum doar adulții. Cum pot veni oamenii lângă tine? Păi
poate să caute pe educhivischool.ro dacă îi interesează proiectul ăsta, www.educhivischool.ro, și acolo o să tot update-uim, văd toate informațiile, absolut tot. Deci pe educhivischool.ro. Da, educhivischool.ro, acolo anunțăm. Avem și un grup de Facebook, uh-huh, cu educhivischool, poate să caute lumea și acolo tot ținem pe oameni la curent cu absolut tot ce facem. Și, na, pur și simplu, adulții deja au acces să vadă cam tot ce s-a făcut. Iar elevii vor avea, în momentul în care avem mai multă materie pentru ei, aia e tot, știi? Deci mai durează câteva luni de zile. Nu vreau să promit deadline-ul, că știi cum e cu asta, dar va fi gen în curând și pentru elevi. Și ăsta e singurul mod în care pot veni lângă tine? Nu știu dacă există investitori, poți avea parte, da, din... Deci pe www.educhivi.ro găsesc restul programelor care le facem, mm-hmm, pentru adulți, pe educhivischool.ro găsesc proiectul acesta. E un lucru foarte clar pe care noi l-am transmis de la început și nu ne ascundem să spunem chestia asta. Noi am avut nevoie de investiție ca să facem acest proiect ăsta pentru EducHivischool, da? N-am avut toată finanțarea necesară să o facem. Și pur și simplu noi am cerut bani din comunitate, din oameni care au participat la cursurile noastre sau la alte materiale, au văzut valoare în ele și ne-au dat votul și încrederea, bă, voi sunteți oamenii potriviți să faceți chestia asta în continuare. Uh-huh. Și am cerut investiție publică de la ei și, da, ne-au dat aproape 1 milion de euro. Bani cu care facem proiectul ăsta. Da, deci tare. Oamenii care vor să ne ajute să-l facem, sunt invitați să vină alături de noi. Promițându-le ceva? Că... Da, vor avea acces toată viața la toată platforma, nu vor trebui să plătească niciodată abonament sau alte chestii și... Na. Și își pot vinde partea lor? Da, o să poată, da. Află ei, cei la care, știi, cumva le surâ de ideea să vină alături, uh-huh, de noi, eu consider că o să intre pe site și o să documenteze și o să vadă. Fii atent, dacă fac o școală, fain și simplu. Deocamdată fac niște conferințe, poate mă răzgândesc. Nu, apropo, mulțumesc tare mult pentru fain și simplu de la Ateneu, pentru a doua conferință. Deja am anunțat-o, încă n-am pus locurile în vânzare, am anunțat-o pe 14 octombrie, pe următoarea de la Ateneu. Urmează pe 8 martie, fain și simplu, la Notara. La Ateneu au fost alături și cei de la EducHivi School, au avut colțul lor acolo, cornerul lor, face o treabă foarte bună, ați interacționat cu ei. Vrem și noi să susținem la rândul nostru alte proiecte care cumva fac educație și am susținut și o grămadă de copii și o să mai susținem și tot felul de evenimente. Faină interacțiunea, da, cu voi. Dacă am face o școală fain și simplu, uh-huh, zi niște materii care s-ar putea preda la școala asta. Din ce am văzut din materialele din podcasturile tale, că și mie îmi place foarte mult podcastul ca și ascultător, deci îl ascult frecvent, am observat că ți-ți place foarte mult zona asta de dezvoltare personală, de vindecare, de spiritualitate. Oarecum așa am văzut, că mult merge pe zona asta de mai vindecare, mai spiritualitate, dezvoltare personală. Așa am simțit eu. Acum, poate eu la alea m-am uitat, știi? Ne trebuie o direcție. Așa. Hai, primul lucru. Ne trebuie un subiect clar, o nișă clară, pentru că nu merge să vinzi un curs de dezvoltare personală. La ce dracu mă înscriu? Ce obțin? Care e livrabila mea? Cu ce plec? Știi? Cu ce plec în mână? Uh-huh. Am paharul sau cu ce m-am dus? Trebuie un subiect foarte clar și aici și greșesc mulți care, săracii, au un curs foarte bun, dar nu știu să-l transforme într-o chestie clară. Ei cumva au o expertiză foarte faină pe un anumit subiect, dar nu știu să o zică în cuvinte. Bă, ăsta e domeniul meu, de asta mă ocup, asta obțin, știi? Uh-huh. Și cumva noi și pe ei ajutăm super mega mult să definească foarte clar ce zic acolo, știi? Deci asta ne trebuie, un subiect concret pe care o livrabilă. Vrei să zic o materie pe care eu aș preda-o la școala fain și simplu? Hai, te rog, zi. Materia se numește Fiecare om este un curs. Ok. Și de aia sunt de acord cu tine că oricine, absolut orice om din lumea asta poate să predea un curs. Dacă e și educat în sensul ăsta, cineva, dacă își dorește. Cineva îl instruiește, uite așa se face un curs, uite așa se predă. Care e povestea ta și cum o spui mai departe? Pentru că asta este esența fain și simplu. Oricine stă în fața mea are o poveste de spus și învăț câte ceva de la fiecare. Și nu cred, nu știu un om în fața căruia să mă fi oprit în ultimul an
că e șofer de taxi, că e cerșetor sau că e Doru Pelivan care anul ăsta va vinde cursuri de 15 milioane de euro, Doamne ajută. Nu e un om de la care să nu fi învățat ceva bine sau rău din 5 întrebări pe care să îi le pun. Deci cursul meu, materia mea s-ar numi Fiecare om este un curs. Super. Așteptăm să îl lansezi, să zic așa, și te așteptăm și în Educivi School să faci un curs pentru elevi sau pentru adulți. Da, ne-ar face mare plăcere. Apropo, dacă sunt oameni care ascultă și le-ar plăcea să te audă, să te vadă, să ne zică. Eu știi ce... Poate te încurajează pe tine. Știi care e visul meu? Singurul meu vis să mă întorc în școală, în școală fizică. E, mă rog, la întâlnirile de 10, 20, 30 de ani. Și ca inspector. Asta mi-am dorit întotdeauna, să fiu inspector școlar. Nu profesor, nu director. În niciun caz n-aș vrea să mai fiu elev într-o școală clasică. Da, asta nu înseamnă că nu vreau să învăț toată viața. Poate vin propunerile de la inspectorat, știi? Da, aș vrea să fiu inspector. Măcar o dată pe lună să mă duc în inspecție. Foarte tare. Și să nu tremure niciun elev. Îți mulțumesc mult de tot, Doru Pelivan. Mi se pare că ai nume de învățător, așa. Domnul Trandafir, Doru Pelivan, nu? Ce trebuie? A, să-i dăm și un cadou, dacă tot a trecut pe la noi. Este vinul să-l bei, cutia să o păstrezi, amintire de la Fain și Simplu, de la partenerul nostru. Asta chiar m-am așteptat, da. Ți-am pus un vin roșu premiat, Mirabilis Machina, apropo de legile naturii. E un vin care nu se face în fiecare an, doar în anii în care oamenii de la Beciu domnesc și natura le dă strugurii potriviți pentru a face un vin absolut minunat. Un roșu pe care să... Îți mulțumesc tare mult, chiar nu m-am așteptat la acest cadou, deci thank you, mersi, apreciez, o să-l beau cu plăcere. Mulțumesc mult de tot, Doru. Îl găsiți pe Doru pe platforme, social. Pe Facebook, comunitate, Discord, aveți... Găsesc oamenii. Dar cel mai simplu pe edukiwi.ro sau edukiwischool.ro. Sper să fi învățat ceva și de la invitatul meu, apropo de Fiecare om este un curs, Doru este mai multe cursuri. Mulțumim fain și simplu.